Asta au de la John, că românii pe un platou, ca să arate că lucrează, găsesc probleme. Străinii găsesc și soluția. Dar Corre. românii doar zic, aia o să pice. am <laughs> Eu am zis, eu am zis că aia o să pici. Salutare, oameni buni! Boomerul și milenialul... Uh, s-au întors uh, yeah! uh, Incredibil, după nu o să mică, cred. mică vacanță uh, astăzi uh, invitatul nostru este scriitor uh, este regizor, este editor este uh, publicist și nu în ultimul rând singurul uh, punker din <laughs> călărași. Alex Coteț yeah! Yeah! <fie> și aș vrea să încetăm cu aceste fake news de la început, suntem doi punker din călăreș. Ai și fratii tu? Nu. cum era? Nu, suntem doi. Eu sunt 50% din punker și din călăreș. Aha. Și pe celălalt îl cunoști? Nu ne vorbim, că suntem rivali. <laughs> păi Asta și, și pe cea stradă da. bănuiesc. Adică, da, ne mai fi trebuit unul să fie nazist ca să fie doi punkiști contra un nazist, dar n-au mai fost, nu s-au mai găsit. nu s-au mai găsit. Până la Megidia să ne batem cu naziști. Greu. Oraș mic, provincie, ce Foarte nasol. Eu, ce bine pentru mine este că am doi verișori în Călăraș, tatăl meu este din Călăraș și eu ne-am întreg din Călăraș, dar nu, nu, noi am plecat mai din timp. Probabil au făcut pușcărie în altă parte, cum am văzut. Nu-i <laughs> cunosc. Nu -i, cunos. nu -i făcut curuz, pula, da. da. tare, tare. eu, tare. Eu, sunt curios, Călăraș. de, de a, nu știu dacă te-am te, -am, te -am, uh, întrebat, Bă, cum, cum era în uh, anii 80-90 în călărași? Bă, în anii 80, era adică, mă rog, 80... Tu, tu când te-ai născut? Eram în coaile lui tata încă. tu, dar tu dar când ai născut? 86. 86, da. 86, mă. Deci, nu poți să exact situația geopolitică în 87. <laughs> uh, nu știu, când eram mic, în anii 90, în Călăraș, era sudul sălbatic. Orice album clasic, Beauty Mafia. Unde, cred că au și filmat după blocurile gri la noi acolo. Cred că nu erau suficient de gri în București. <laughs> și ținea așa e legenda urbană și au filmat la noi la șină. <laughs> la șină. Între doi căcați și doi moldoveni. e două cartiere, vis a -vis de la cuțit. Care e al cartier? Unde e cimitir? Care e chiar un cimitir, nu e un cartier? Wow. <laughs> e, e foarte frumos în <laughs> Eu da, da. pare. Eu, am stă... Eu locuia în vara Măgureni, că acolo sunt verișorii mei. Lângă și de mine? Lângă tine. Deci, Măgureniu, cum era față de. Între Cuți? și cimitir era? Aha, da, cimiteri exact. Lângă la... cimitir. De la da. noi mai erau 300 de metri până cimitir. Acolo la ne jucam. Ne. Și cuțit dar, se numește pentru că bănuiesc că acolo se citește mult, nu? Da, sau? Cuțit, cuțit. Așa se salută lumea, știi? Nu, dar spre, spre binele călărașului și spre tristețea mea că n-am de ce să mă mai laud de cât de a devenit un oraș foarte cu foarte plăcut. Ne fac și port acum. Ei, nu face. Se Erau două semafoare în călăraș în anii 90. Și, da. și acum s-a rezolvat tot. Nu ai de ce să mai stai acolo. Dar te întorci des acolo? Adică de câte ori pe an așa merge acasă? la doi cred că am timp să ajung la familie. Ok. Deci, Părinții te locuiesc în da, continuare da, acolo. Da, da. Nici n-ai voie să pleci peste o anumită vârstă. E primarul la te <laughs> verifică măcar dacă ieși, ești cu o sabie, ieși cu... Și nu mai ai voie, gata, după 40 de ani ești obligat să rămâi acolo. Ne faci de râs, n -ai. Norocul tău că ai fugit ai, repede. fugit repede. Da, am luat trei nu au apucat să mă verifici. Dar după liceu ai plecat sau înainte de licio? Da, nimeni dat facultate. A, și Facul te-ai prins că e, e, mai bine să nu mai faci beta. M-am prins că București un călăraș mult mai mare, <laughs> mult mai că deja știam, aveam accentul, știam să boschetăresc, adică m-am integrat natural aici. Știam bordurile, ca la noi, tetul de bere era la fel. Și alte bă, amintiri din copilărie, din călăraș, din anii 90, ce... Băi, nu vreau să zic că au fost și perioade mișto, dar sunt și niște povești facta, dar nu cred că vrea să aud lumea. Vi le spun eu după aia. Era un oraș periculos, ca să zic așa. Am, chiar era, adică... Adică fost... mai tare ca Brăila, mă îndoiesc, adică... Am și sânge de Brăila, nu pot <laughs> să dau nici în partea cealaltă a familiei. <laughs> uh, nu știu dacă în Brăila există Urlalia, dar mereu impresionez pe toată lumea cu povestea despre Urlalia. Nu știu dacă ai prins. No? Nu? Nu, în care se bate toată lumea cu toată lumea pe vârste. nu, mă, nu pot N-am să... da, 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 da. Lăsat al la urlalia. Lunea se bate ea până în 18 ani cu cimici și lumea se bat cu cimari peste 18 ani. Se dă la cauciucuri, se aruncă cu sprayuri. nu pot, nu... Asta, astea sunt mintrile plăcute din călare. Păi era... <laughs> mai ți minte ce frumos era, dădeam foc la cauciucuri de autobuz pe stradă. Deci asta vorbesc serios, asta, asta e, uh, e, de bine din copilărie. Wow. Deci, acum înțeleg, înțeleg de ce te-ai făcut punk. acum tot a venit automat. Da, da, da. Am avut multe, dar din nou nu vreau să vi le spun că mulți sunt în viață și după aia se pe mine. și multe chestii fac, vi le zic după aia. Păi și la, liceu la fel era, adică în momentul, era genul de... câte licee sunt? Hai să luăm așa, câte licee sunt? Avem vreo șapte pe hârtie, vreo cinci în care chiar sunt manuale și vreo trei în care se învață, cred. Ok. Da, sunt niște în ce e bună la noi, nu e. Era și Erau, erau bă, și erau, și bătăi între licee sau erau, adică depindea no, la ce licee. Nu, pe cartier cred că se lucrau. Pe cartier, cartier nu? Stres, da. Nu, era, îți luai bătaia afară din liceu, dar de la oameni random nu neapărat, nu erau rivalități de astea, n-aveam noi. Nu, eram prea să fiind și rivali. Adică, da. Cât să te ceri pe aceea sticlă de apă. Știi? Da. Și după aia după ce ai terminat liceul, știu că te-ai dus la științe politice sau? Da. La științe politice, nu? Am vrut să dau la agronomie, voiam să fac bani din agricultură și s-a uitat toți la mine și a zis, ești prost, vrei să te faci săran cu diplomă? Oh. And here we are now Totul este <laughs> agricultură da, exact. Am ales o facultate, a zis, Bă, fac ceva să-mi fie ușor Și eu eram pasionat de istorie și sunt și de geopolitică Și am ales ceva să-mi placă mie nu neapărat Ai făcut secțiile engleză? Da. Există așa ceva? Adică da, da, ai da. făcut, sau s -a predat în limba engleză? de, la, de când ieșai pe ușă până la mi-ai pris go to the bathroom, până la see you next week. Baie de limbă, foarte, foarte de ajutor. Foarte mișto. Da. Foarte mișto. O facultate bună. Cu, a dat mulți oameni deștepți, dar și mulți consilieri de la Băsescu. Acum mai era. Stii cum e. Da, da, nu-i nu, -i, nu -i rău. Da. Păi și de ce n-ai rămas la... Sau ai, ai, terminat facultatea aia? Ba, am terminat, am intrat... Al 97-lea și a întâlnit, cred, al 3-lea meu. Foarte frumos. Dar e de apreciat, dar... Te-ai apucat să faci altceva în timpul școlii, probabil. Și cu sectorul de la 19 ani și doi... bo, să stai ținuta mea oficială, să dai seama, eu în diplomație. Ia am zis, mă, încoace. Ia mă, o bulgare, astăzi cu muia. Ă, scuze, am vrut să spun conform. Mi-am dat seama că nu e de asta cu pupincurismul, cu, mă rog, diplomația, cu eleganța, dar structurează modul de a gândi foarte, foarte bine. Păi și în timpul facultății ai, uh, ai început să, să uh, fi pasionat de YouTube, de tot ce înseamnă uh, content? sau cu... Băi, în timpul facultății, în... când am intrat la facultate, era cu un an înainte să apară YouTube-ul. Exista 220. 220. La cu 6 înainte să apărăm noi, a apărut Happy Fish. Uh -huh. De fapt, noi lucram, dar nu lansasem. Ne-am și ofticat că eram second, știi? Și după aia a apărut uh, acest proiect, Sector 7. Știam că vreau să fac niște glume cu cocalari. Era la modă pe atunci. Era o... Așa cum a cred. Adică nu, nu că s-a pierdut. Ciplice sunt glumele astea sau fazele. Și aveam ideile, nu știam ce se face cu ele. Că pe atunci trebuia să deții cameră, video, profesională. Nu aveai aparatură de da, niciun fel. Da, și doar discutam cu colegii des despre ceea ce avea să devină, nu știu, unul să nostru cu Giovanni Grandios o, o serie. Nu știam ce se poate face cu asta și doar m-am interesat că un un job, primul job a fost să vând asigurări și s-au dovedit să fie false după aia în Anglia. <laughs> și asigurări în Anglia. Da, uh, și era foarte nervant că după aia mi-am dat seama cumva că erau false și am plecat. Dar pe lângă că eram foarte prost la asta, mă mai, și, mă mai și răspundeau englezii cu You fucking Indian? Și am, hey, fuck you, I'm not Indian, I'm a Bulgarian, ok? Că n-aș prea mândru să le spun. <laughs> Adică, scuze-mă, tu la telefon făceai, numai la telefon le vindeai. Da, da. Și el a fost primul job, n-a mers foarte bine. Ai vândut vreuna? Bă, cred că vreo patru, da. Dar avea un target. Adică la patru de la într-o lună, cred că mi-a dat 310 lei sau ceva, cât era fix bursa mea de la facultate. Și a zis, pot să rămân prost și de acasă, nu mai trebuie să vin aici asta. ori pe zi să fiu slab la asta, știi? Și al doilea job a fost fix la sector, unde căutau, se căutau două poziții, producător și asistent de producție și din 400 de oameni m-a povestit John, care a fost fondator, că eu am fost singurul care a plecat la ambele. Adică, bă, are și modestie, vrea să, dacă nu poate fi producător, poate să o ia și de jos. Restul au fost ori așa, ori așa. Știe? Și el a fost norocul meu că am aplicat astea două și atunci, doar asta am făcut. Eu cred că ți-am mai povestit, ți-am mai povestit, asta am mai vorbit noi când ne-am reîntâlnit după niște ani. În că... slow motion, știi cum a fost? <laughs> eu purtam o rochiță foarte elegantă. Da. El mergea peste a fost dra dragoste, dragoste la prima vedere, și la a doua, a doua vedere. Și ai fapt? pus mâna pe vergeturi sau ce? Nu, e 2022, bro. <laughs> nu cunosc uh, Așa, scuze. Ce, orice forme. Știu că am, am mai povestit asta că uh, acum niște ani buni de zile, exact când a apăruse uh, sectorul, eu am dat o probă cu John, de care zici tu, deci el a fost practic cel care a inițiat proiectul, nu? Da, da. Și eu am dat ții minte, am dat atunci o probă pentru ceva pilot. Da, că ai și filmat. Seria. Am filmat un pilot. Și adică -am, am, da, da, da. Am filmat, am filmat. un pilot pentru, fi, pentru prima și bineînțeles nu s-a mai întâmplat nimic. Da. Dar atunci, atunci ne-am întâlnit noi prima dată. Și a, a, știu că atunci mi-a mi rămas mai ales el, uh, mi-a mi rămas John în minte, pentru că era, e, era o apariție, adică mi se părea că e chiar un, un personaj, părea așa un pic... Uh, mai ales pentru România de atunci da, și da. deschis la minte și fanii și... Și fanii și, și da, da, avea e, e, avea foarte multă carismă. Interesant că ai spus uh, de pilotul ăla, noi am făcut... Uh, două episoade. Era un sitcom, cred că tu ai fost în sitcom ăla. În sitcom. Era un soi de sitcom, da. Da, și mai era un sketch show și ne-am dus la aia de la prima, s-au schimbat cinci conduceri de atunci, pot să le zic. s au uitat și au zis, ce prostiile astea, asta nu o să funcționeze niciodată. Sketchurile alea erau zânul cămătar, bodyguards intelectuali, moarte în coajă, tot ce ne-a propusat pe noi după aia... Și pe au Toate zis... sketchurile da. care au ajuns să facă sute de mii de vizualizări în condiții în care internetul de... în România la vremea respectivă avea... nu era răspândit. Adică da, că... -a zis, atunci a început rămânem să... Rămânem la, nu știu ce, aveam un sketch show și hai să rămânem la asta, nu... Păi nu știu ce aveau ei, aveau, e... în afară de Cărcotaș, aveau ceva... Cărcotaș era... și ăla cu NATO, uh, și NATO. Mai era ceva, mai era ceva. Dar nu contează, da, mă rog. uite, diferența de generații și de viziune, știi? Da, da. Ce... Dar nu, nu cred că... Și de-aia n-am mai apărut la sitcom, n-am avut să facem cu el, l am pus un DVD undeva, cred, acasă. Chestiile alea pe care le făceați voi atunci, nu cred că ar fi mers nicăieri pe o TV. Părerea mea, în, a, zi, în momentul ăla. Nu, știi, nici nu mai pasă să mă cert cu ce ar fi mers pe TV, ce ar fi trebuit făcut, adică pentru noi este moartă treaba. Da, și dar nu, bine. Da, și eu cred că n-ar fi mers atunci. Hei, să... He, dar nu înseamnă că nu poți să dai bani pe net. Torna! <laughs> <laughs> că așa și, și Happy Fish a apărut prima oară, exact cum zici tu, a apărut prima oară acum mai bine de 10 ani și n-a, adică n-a funcționat decât cred că vreun, vreun an de zile, nu? Baboiaș sau cât a funcționat? Vreo doi ani. Cred. Vreo doi? Pentru că după aia, bă, la fel, erau, adică oamenii nu erau pregătiți atunci pentru Cred că oamenii genul ăsta erau, brandurile nu erau. Brandurile brand nu, există. Nu. Și doi, într-adevăr, s-a demonstrat în timp că degeaba, știu că voi asta faceți. voi avea și o platformă proprie. Ori soluția s-a dovedit că este să mergi la liber, să mergi pe YouTube, să mergi pe Facebook, să mergi și nu știai cum să monetizezi atunci. E nu exista, era începutul începutului atunci. Am, fost, am făcut un sketch cu moartea în coajă, cu costel dependent de semințe și foarte bine primit de multe generații de puști după aia, inclusiv. Și cu ăla am fost la Natline și prima oară, am, prima știu că am reușit să ajungem să discutăm cu cineva de la marketing și a doua oară ne-a mai lăsat pas din cu să intrăm. Când trebuia să vină să ne dea feedback pe o idee. Și era totuși un brand mare, Natline Deci îți dai seama cât înțelegeai digital acum 12 ani. Adică v-ați să... întâlnit cu ei și după aia au zis, ok, vă sunăm noi ca să vorbim, să vedem, ne vedem ce și săptămâna cum. Ne viitoare, tot aici. Și acela, voi v-ați dus la întâlnire ca și prairie. nu v-a mai primit. Pasnicul. N-ați mai trecut pasnic, de pasnic, poartă, poartă, practic. Da, 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 da. A dat un telefon, a ascultat ceva și a zis șeful meu, a zis că nu este acolo. Pe este sau nu este? El mi-a zis că nu este. De deci ce este? Aparent nu este. Sunt doar paznicul, nu pot să vă tu. Deci vrem să sălbatice, știi? Da. Și Am, nu credeam că în 2010... A, nu, sălbatice pentru, pentru tipul ăsta de... Adică pentru net, pentru YouTube, da, pentru platforme. 2011, 2012, 2013... Banii cred că au început să vină până în 2015, cumva. Nu mai țin minte. Am și făcut multe zile. Sau... Păi și ce făceai în, în primă fază? Ce făceai la sector 7? Prima am fost writer, după aia am învățat editing și la un moment dat am trecut și pe regie. Dar toate din nu se poate, nu se poate. tu știi singurul lucru la care mă enerveze când cineva spune jur că nu se poate. Atunci mă activez în a, de-al dracu țară că se poate. Și la un moment dat nu se poate monta ceva. Am început să o montez. Nu se poate, trebuia să filmăm, nu știu ce, ceva cu dans, nu mai știu, un fel de spot. Nu se poate, se stricați un echipament și am trecut eu la cârmă și de atunci am rămas pe treaba asta. Dar și fiindcă nu aveam bancă, dacă aș fi avut atunci banii să facem content, poate rămâneam doar writer. Dar aveți nevoie, te învață. Să... Păi și de la John ai învățat ceva în meseria, adică concret ai învățat, da, 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 da. nu? Și am învățat chestia asta. John, ca să, să dăm un pic de context, pe el îl cheamă John Riley, nu? John Reilly, acum mai face ceva? Face multe chestii pe educație, în România. În România? Deci a, a rămas în, ai rămas în contact cu el? Da, da, da. da. Aha, okay. uh, nu ne-am mai văzut anul ăsta decât vreo două ori. Acum el e în Grecia, e vacanță, când e profesor. O, oh, nu, ce greu! Și discutăm și pentru că el face chestia asta de... El e și profesor de știință la bază, ceva chimie, mi se pare și lucrează niște proiecte astea naționale de a dota liceele cu laboratoare de știință. E deci, este destul de cool pentru o țară care că te spune că nu e a lui. Știi? Dar e pasionat, îi place țara, îi plac oamenii și uite că ne Și înseamnă că, că a rămas ajutat. de atunci, din. Da, bănuiesc că era dinainte de 2010 aici. Din 2003, cred că era în România. Un englez naturalizat care a făcut, el a inițiat proiectul Sector 7, după care vi l-a lăsat Tretat moștenire. noi, da. El inițial scopul era tot advertising, dar din nou, vremuri poate prea timpurii. Că am virat eu mai spre comedie, influențară, l-am fost nevoiți din nou. Știi? Și acum iată că ne întoarcem la partea de publicitate, cumva. S-a copt, s-a copiața, ca să zicem. Și mai, mai ții minte atunci, în momentul în care, nu știu, ați, ați văzut că sketchurile urile astea de care aminteai și tu cu zânul cămătar și cu semințele, în momentul în care ai văzut că încep să, încep să prindă, atunci a dat așa un impuls, băi, hai să mergem în continuare pe chestia asta sau oricum ați făcut-o no matter what. Oricum cred că am fi făcut-o, dar impulsul ăla este foarte ciudat, pentru că și asta cred că puțin vlogger sau youtuber să spunem mai tineri ar putea să înțeleagă uh, pentru că erai bun degeaba și au fost câțiva ani în care și noi poate și Mikey H și mai mulți eram bun degeaba. Foarte bun, foarte apreciați, foarte popular, dar degeaba nu era nevoie de noi, nici în publicitate nici în film și un sentiment foarte ciudat pe care nu-l doresc nimănui să știi că ești foarte bun, dar efectiv Degeaba Și nu care nu ceva, cineva, ceva cu tine, dar nu nu e relevant, ceva, știu. Cred că doar adică în Nu muzică poți să câștigi bani din mai... asta, da, despre asta e vorba. Să schimbi ceva. Știi, cred că doar în muzică poți să mai pățești să zicem, că nu știu, ești un chitarist foarte, foarte bun și apreciat, dar de cinci oameni, dar nu te vrei nicio formație, cam așa ceva, ar fi. Formațiile fiind atunci nu, televiziunile sau brandurile. Că în timp s-a rezolvat, da, dar știu pe foarte mulți care s-au, și cred că și la voi a fost chestia asta, s-au oprit la un moment dat. Voi sunt bun, am demonstrat că sunt bun, mi se spune că sunt bun, știu că sunt bun, nimănui nu-i pasă. Păi, cred că 90% din oameni au renunțat. Știi? Noi ne-am reinventat, după aia am găsit form formatul ăsta de nimic, nu o să fie mai ieftin, să nu aducem atât de mulți bani de acasă, a început publicitatea să funcționeze, am ajuns la un break-even la un moment dat. Dar știu că pentru mulți n-a mai venit acel break-even. Și cine știe... Voi, practic, ați, trecut, ați început să faceți publicitate... Din nevoia de a din face nevoia... bani pentru sketch-uri. Exact. Da, da. Și acum facem prea mult publicitate și nu mai avem timp de sketch -uri, deși banii am avea să investim în sketch-uri. Și ați rămas Aceeași gașcă de la început sau bă, bănuiesc că ați crescut? Au trecut prin sector, cred, aproape toți mari comedianți la noi și actori de comedie de-a lungul timpului, dar tocmai pentru că nu puteai să hrănești atâtea guri, treptat am zis, bă, hai să nu mai cerem favorul de la atâția oameni, hai să, ce, când o să le oferim o răsplată, când o să le oferim ceva. Și acum a rămas un nucleu mai mic, să spunem, dar noi teoretic suntem 5 sau 500 în funcție de nevoie, știi? Lucrăm și cu fanii, unii dintre fani au devenit după aia oameni de afaceri cu care găsim o locație gratis sau își bagă copilul să joace și el ca să se distreze la mic. Adică s-a născut o comunitate frumoasă de aici. Și știm că de câțiva ani ne simțim vinovați, nu mai apucăm să revenim la ea, dar undeva de unde line sperăm că o să se întâmple. Păi și bun, că că la început simțeai că ești bun, dar sau simțeați că sunteți bun, dar cam degeaba. Când a fost momentul ăla când ai văzut că totuși brandurile își îndreaptă privirile asupra voastră și încep lucrurile să se miște un mm. pic și din punctul ăsta de vedere. Nu, no, mai știu. 2015-2016 cred că au început brandurile să bage niște bani în publicitate, dar noi deja eram un pic uh, nu fumați, dar uh, sictiriți așa de ce, de făcut făcând atâtea chestii, se schimbă standardul de calitate și vrei mă să reinventezi, să ceva nou. Și deja era prea simplu ce erau dispuși ei să plătească față de ce voiam să facem noi, știi? Adică și unul din ultimele noastre proiecte pe canal, să spunem, încercând să îl susținem din partea asta, a fost Straight Out of care a fost dita mai complicăciunea total necerută de nimeni profi, întreba lumea dacă e film pe bune. Noi spre aia tindeam să facem, nu neapărat hai să stăm în fund să încercăm produse, știi? Chit că e corect și asta, și că o fac mult, dar n-am avut noi mereu chestia asta de, să spunem, originalitate, să reinventăm noi roata. Ne-a plăcut, mereu asta. Cu fiecare sketch, cu fiecare emisiune. Probabil nu cea mai sănătoasă modalitate. Probabil în altă țară ar fi super mers, dar ne-am asumat că la noi se poate cât se poate. Știi? Și tu, tu de exemplu, la, la început, stăteai, stăteai pe tutoriale, pe YouTube. Adică, mă, mă interesează concret cum ai ajuns să, să, înveți să montezi, cum ai ajuns să editezi, să faci toate lucrurile astea, că din ce îmi, îmi dau seama ești self tot, adică până la capăt, că ai mai da. furat de la unul, de la altul meserie, dar aici e și un avantaj și un poate fi și un defect în viață să fii autodidact că sunt la tot autodidact, adică am mâncat o ciorbă bună și văd că a costat 16 lei fute te în gură, dar nu găsesc să o gătesc pasta în șapte lei, asta e tu puțin. <laughs> ai, ai, tendința asta la tot. Și bă, aș putea să spun, da, sunt self tot, la mai toate. Cu ajutorul YouTube-ului am învățat foarte multe și este o facultate foarte bună. Eu mai vorbeam cu Vali de la 10 lucruri și spunea, natume ca outsider în acest domeniu video, n avem pe de una de N-am venit cu nu ce bani, de resurse, când eram mic sau nu, am moșit dintr-o familie de filmmakers și așa mai departe. A zis și el, bă, n-aș da înapoi școala de 10 ani de YouTube, câte m am învățat, ca să fac un de ceva acum. A zis, nu, că am învățat de la zero, pe brânci, sunet, montaj, ritm, scenografie, efecte la cameră, tot, doar din să o faci pe gratis, pe genul. Deci tutoriale pe YouTube, pe YouTube concret, nu? tutoriale, să spunem, observații, adică observai o chestie într-un clip și după aia căutai pe net de ce arată imaginea așa, dar nevoie, practic, deci așteptai să ai o nevoie, te durea nevoia și ține minte toată viața soluția, să spunem, știi? Și asta te antrenează foarte mult. Plus, consumat și răs consumat și răs consumat obsesiv, foarte multe filme, seriale, Adică am găsit de curând uh, la mine o arhivă, cred că sunt vreo 500 de DVD-uri strânse în liceu și în facultate. Știi când scriai un DVD, piratai, băgai șapte filme și mai rămâneau vreo 400 de mega și trebuia să mai pui tu niște poze, niște muzică. Da. Ei, la mine erau pe regizuri, pe filme despre război, dar din anii 70, dar doar despre Vietnam, dar Vietnam în care câștigă America, Vietnam în care pierde America. Toate filmele nu știu cărui actor, perioada timpurie, perioada târzie. Îmi plăceau, nu îmi plăceam, trebuia să le consum. Și cred că consumam undeva... Asta era plăcerea mea seara acasă când veneam după școală sau facultate, ce puțin două filme, de luni până joi, ce puțin două filme pe seara. Că în weekend ai ieșai, te, te mai ai luni dimineață, știi? Ieșai vineri seara. Și reflexul ăsta s-a format. Plus multă comedie, mult South Park, mult Dave Chappelle, revăzut acela sketch în continuu și în continuu. Și cu... cumva înveți ritmul. O, uite, ce trebuie tăiat. Asta mă că e un sketch în care aveau eu o mișcare de cameră. Nu Mai știi sketch-ul exact, dar știi unde să te duci din memorie? Bă, să înveți o regulă fără să dai seama că e o regulă, știi? Și combinând această pasiune pentru video și în special comedie, plus faptul că trebuie să înveți singur și să-ți montezi singur și așa, te duci, da? Poți să spui, e, ok, se dau -o tot. Am și avut unde să o exersez, că poate, dacă ai face doar de dragul ai să înveți. Da, ceva. ai făcut asta în sector. Da, no, și să o șapte. aplici, vezi o finalitate și vrei să o mai faci odată. Probabil dacă mai sunt oameni care zic, bă, dar aș putea și eu să o învăț. Și eu zic, da, dar trebuie o cauză. Uite, eu pot să-ți dau ceva ce am filmat săptămâna trecută și te pun să-l remontezi. Și o faci pentru tine. Dar ce bucurie o să simți? Cum o să -ți ții tu minte? Când îl vezi că se naște și urcă pe net și apreciat de oameni, ai antrenalina, ai vrea să mai faci odată. dată? am transmis ceva lumea, am făcut ceva bine. Și aici a fost, ca cred că mulți au învățat singur un skill pe care n avem șansa să-l repete, s-a pierdut sau nu l-au apreciat. Și de aia îți trebuie contextul în care să-ți folosești skill-ul ăsta. Uite, așa e cu sala. Am luat vreo 4 ani pauză de la sală, până când de scuze, la... Scuze, Săliță. Săliță. Mă scuz, bosul meu. Săliță. Și ce ce am, am luat așa patru ani pauză de la sală, am și mi-am bolit spatele. Mă cresc că, da, 18 ore pe platou în picioare, după aia două zile scris, stai în fund. Și Până nu mi-a stricat spatele, n-am simțit nevoia să mă reîntorc la sală. Știind exercițiile, știind ce trebuie să fac, știind dieta, știind programul, până nu am simțit aici presiunea, n-a contat. A, ce conte, trebuie să alămăm. Mâine mă reapuc. Că n-ai avut ocazia, n-ai avut miza, știi? <coughs> și așa cred că este și ca să wrap up cu chestia asta de audio didact. E bine să înveți singur, poți să o faci, poți să garantezi că ți iese, dar dacă nu ai un, un rezultat final n-ai spre ce să alergi, nu o să fii niciodată bun la asta. Și cred că e în orice domeniu. Și poate și la gătit. În orice pasiune din asta. Dacă o, o faci la perete... Foarte bine dacă nu nu se termină cu scopul de a-ți deschide un restaurant sau o firmă de catering, o să se pierdă talentul ăla. O să gătești, nu știu, pentru familia după săptămână și o să te plictisești că nu apreciază sau ceva. Îmi dau și eu cu părerea. Eu am o... Am o întrebare, o chestie în cap. Adică... Înțeleg că tu ai plecat de la liceu, ai venit să faci școala, facultatea aici, veai ai pasiunile astea din, din, de mic copil, să zic, da. din timpul liceului și așa mai departe. Ai văzut undeva afișul ăsta pentru sector 7, adică ei nu aveau nevoie de producători și sistem de producție pentru chestii de sketch sau era un anunț pur și simplu de... Că pentru, să facem publicitate. Pentru un proiect comercial era un canal branded de pe atunci, adică se chinuie încă brandurile acum să facă asta, se chema Get Loaded și era pentru Clicknet, de, deci uh -huh. de ținut de Telecom. Și ei îi convinsesc să, să facă acest canal care avea nevoie să-l de la zero cu content. Am înțeles. Și practic eu am fost primul angajat. Odată ce au făcut cu proiectul să așa, ok, dar trebuie un român să scrie în română pentru da. public românesc. Deci că a fost Dar tu mai scrisesei fost... până atunci? Băi, mai scrisesem în liceu niște chestii în engleză că erau tot felul de concursuri câștigai bani era 10 dolari locul 3, și nebun? Ți era moană și... Dar despre ce scrisesc chestii, despre ce? Au tot felul de concursuri, programe, nu știu, să spunem mai învățământ alternativ, până și la noi în și Era Uniunea Latină, care era un fel de olimpiadă despre cele 36-37 de țări din comunitatea latină și la fel, locul 1, 25 de dolari, locul 2, 15 dolari, locul 30 de dolari, era holy shit, bani, știi? Știu că mereu mă, țin, mă concentram pe locul 3 la alea, că era foarte <laughs> greu locul 1, trebuia să foarte multe capitale din, nu capitale, nume de scriitor din Angola și chestii de astea. Și mai erau tot așa simpozioane de tot felul. Știu că am trimis-o dat o, o, chestie, comentariu despre o poveste cu, o plan cu, planeta Pământ, dar se autodistruge cu arme nucleare, whatever, ca o metaforă așa. Uh, și a ajuns într-o lucrare, într-o culegere în Australia și am nu știu, de acolo. Știi? Dar, dar dacă, vezi dacă nu ești atent, în călăraș au aceste informații oameni știi unde să scrii. Umbla aceasta este o platformă paralelă cu sistemul de învățământ. Uite, da, motivația poți... asta Când... era morcovul. Pe cum? Pe cash, nu neapărat talente și haide împreună să ne mirosim bășinile, în a ne dat diplome. Era... Și ai zis, bossul dacă fac așa, îmi dai bani, da. Păi nu sunt eu creativ? <laughs> foamea e foarte motivantă, știi? Și asta că este foarte cunoscută, la, mai ales la writer, poate și la muzicieni, un creativ cu stomacul plin, un creativ prost. Exact. Și eu cumva am și reflexul ăsta, eu nu mănânc până la am terminat să treaba. Dacă mănânc, simt că mă relaxez facem ce la mine și fizică. I Ai, I -ai văzut și Ad literam. Gagiu e ad literam. Noi, noi am tot filmat în, în ultima vreme, destul de mult și chiar așa, deci el nu, uh, și la, la pauza de masă, el mănâncă. mănâncă dacă, dacă mănâncă, mănâncă puțin. Adică mănâncă doar o supă, toată lumea își da, pune da, da. acolo, ca da. la filmare, știi? Da, și da, felul 1, da, da. felul 2, salate Te trebuie dulciul. să fii creativ până da. la capăt, frate. Nu, el acolo o supă, eventual își mai iau. o... Îți dai seama ce Azi, rupii, noaptea? Pe ideea vreau să mă lase țigări, că noaptea doar rup țigările. <laughs> Dar... Da, deci nu, nu... Să spunem că studiasem foarte mult, nu aplicasem foarte mult, că nu, din nou nu aveam finalitatea asta. Și să a evit această ocazie. Cumva ai hit the ground running. Din prima... Cred că din reflex știam să mimez niște structuri de sketch de la englez. Mă uitam la foarte multe emisiuni de sketch-uri englezești. Și South Park, pe care știu pe de rost. Și după aia am început eu să inovez, să mă și la niște chestii mai sofisticate, să caut informații pentru că nu... Bă, crești... că ai căutat tutoriale și despre, despre sketch-uri și despre cum e, nu? Ai nu, no, am, cam învățat tot așa observând, am citit niște cărți despre story structure uh -huh. la un moment dat, dar din nou, odată ce vezi pattern-ul ăsta, ți așa de ușor în evidență, nu, îl înveți pe de rost cumva. Uh... da, nu știu, cam asta... Când zici tutoriale, nu ca și cum te poate învăța cineva în 14 minute sau pagină tot no, Bine, nu dar dacă, dacă tu ești pasionat și dacă ești ai, ai un, un super drive și te tot uiți și te tot uiți și după aia încerci să aplici ce ai luat din cele 50-100 de tutoriale la care tot te uiți și tot faci chestia asta cred că ușor-ușor încep să se prindă lucrurile cred că să nu-i spunem tutorial cel mai simplu ar fi uite cum înveți un topper da, te uiți uh -huh. la un film și unul face o glumă odată, o face a doua oră și a treia oră când o face râs mai tare. Și ești, mă, de ce râs -o mai tare acum? Vezi alt film sau un serial și... 2 plus 1, de sistemul da. 2 plus 1. Și după aia tragi tu concluzia că, bă, e o regulă de 3 uh -huh. și poate la un moment dat căutând pe net regula de 3 găsești că se cheamă topper. Dar tu ai observat-o, știi, schimbând canalele. Corect. Bă, ăștia mereu fac ei ceva de o fac de 3 ori. Și așa descoperi, deci observând, descoper că, a, stai că e o regulă aici, că n-ar face-o. Primul poate a făcut-o din greșeală, al doilea poate l-a copiat pe primul. Bă, da, când o face și al treilea și al patrulea, asta e o regulă aici. Stai? Și cam așa, cred că asimilez genul ăsta de, după ureche, ca să zic, ca lăutarii după ureche. Da, 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 da. Bă, după ureche, după ureche, dar uh, nu știu dacă uh, ți-am mai zis... Uh, eu am lucrat uh, cu destul de mulți regizori uh, Mai ales pe, pe reclame Mulți regizori de afară În ultimii trei ani de zile Și cel mai Cel mai bine m-am înțeles În afară de tine Veni să mă încerci să-mi iau feedback Cel mai bine m-am înțeles cu un tip Un britanic, tot așa de vârsta noastră Cred că chiar un pic mai, mai tânăr Care la fel uh, Era autodidact uh, Omul nu făcuse nicio școală dar dădea niște indicații de, de actorie uh, foarte, foarte bune. Deci era acolo cu tine, se conecta cu toată lumea din jur, era foarte, foarte mișto și am stat un pic de vorbă cu el și uh, exact asta a, așa a început și el, tot așa cu școala YouTube, după care a început să-și filmeze prietenii uh, uh, făcând tot felul de uh, trucuri din astea cu skate-ul și a început să aplice ce luase de pe, de pe YouTube să aplice la filmulețele respective, după care a făcut trecerea, pe care știu că ai făcut-o și tu, trecerea la videoclipuri, Da. a început să facă, să facă videoclipuri muzicale, după care ușor, ușor a început să facă, a făcut trecerea la tot ce înseamnă content și reclame și a ajuns după niște ani să filmeze în toată lumea. Wow. El neavând, repet, neavând Cu nicio zide. nicio școală, nicio și exact exact ca tine, adică și mi se pare că aveți aveți destul de multe puncte în comun, pentru că ai o există există o, o anumită nu știu, naturalețe, există o o, o chestie pe care am observat că nu prea o au oamenii care au uh, uh, mulți ani de uh, uh, facultate, pentru că mi se pare că toată, toată chestia asta e foarte bună, dar vine la pachet cu... O dogmă. Da, o... o nu știu cum să o numesc. Da, dogmă. Nu știu dacă e dogmă. E o... Asta și de la un coleg regizor Nu prea care poți să ieși din anumite, din anumite tipare și asta intră te, în sânge, un anumit te face tip, un pic, un tipar, uh, de Te crispează un pic Nu te mai lasă așa de liber cred. Uh, e, asta e foarte adevărat Și faptul că nu, nu te concentrezi Pe o dogmă din nou Un, băiat de la de ce mi asta Bă, Simt că m-a îngrădit foarte mult să fac atâta facultate Pentru că mi-e frică să mai experimentez stânga-dreapta dar să știi că făcând mult și în stilul ăsta, să spunem, mai autodidact, în care totul e posibil și poți fi foarte creativ, fiindcă totul e posibil, făcând și făcând și făcând, ajungi tu singur să ai proprietatea ta ai, ai, tiparul tău, eu da, las, să mă refer, nu e neapărat este un tipar, este locul în care te simți bine, tot cauți, cauți și știi, tu știi exact pe ce butoane să apeși, când trebuie să faci anumite lucruri, nu? Dar și la exemplu ăsta cu toporul, da. acum dacă poate ar vine ceva lângă mine și ar spune dar merge din două, aș făi păi fă nu merge din două. De ce? Păi fiindcă regula e din trei. Da, <laughs> da, da. Știi? Da, și da. te trezești, mă surprin și eu pe mine, că uite mă, tu mai am fost dogmatic acum. De ce am rămas crispat în că eu am venit fără reguli în domeniul ăsta, acum mi-am creat eu niște reguli și brusc Ah. Deci pe asta înțeleg, fiindcă probabil observând că îți merge și îți merge și îți merge, când vine cineva la tine și zice să schimbi sau să inovezi, ți frică. ți frică pentru că ție ți-a mers. Da, da. De ce să fac? Este drumul da. bătătorit, este evident cel mai scurt și cel mai bun. Și asta e ceva cu care mă strudesc, lucrez cu mine de un an de zile, să-mi dau seama când ideea de la altcineva este o prostie, și știi că 80% sunt prostii pe platou, <laughs> și când este chestia e generală, asta ar putea să nu o văd eu. Băi, și e foarte greu să-ți dai seama. E greu, da. E da. greu, nu e? Că vine și cu bune intenții omul. Uh, uneori poate pare foarte îngrijorat și ești ce e cu te speri tu? <laughs> și nu știi cum să iei acea inovație, știi? Bă, ăsta o ce de bine sau mai sunt și ei chestia asta românească asta o știu de la John, că românii pe un platou ca să arate că lucrează găsesc probleme, străinii găsesc și soluția, dar de românii rău. doar zic, aia o să pice Mulțumesc spus <laughs> Eu am zis. Eu am zis că ai spici. Sau... Auzi, dar sigur e bine pe verde? Da, în morții mătii, aprobate de două Nu știu ce să zic. Mulțumesc frumos. Mă duc la pauza de mas. Ah, știi? Și am început să -mi învăț pe câțiva. Când mai vin la mine cu o problemă, zim și o soluție. Și poate fi o soluție proastă. Dar măcar să văd că ai, ai, dus gândul la cap. Exact. Nu, dar în general, în societate, acum extrapolez puțin, dar în societatea noastră, întotdeauna sunt cei care spun nu. Da. Sunt foarte mulți cei care... Indiferent ce ai spus tu, că pui pe Facebook, pe Instagram, ai făcut un clip, ți-ai exprimat o chestie creativă și ai făcut ceva. Dar nu e să faci așa, șef. nu e bine așa. Nu are o soluție, dar e doar să simtă ca... Dar numai așa. atât. Dar nu spune mai mult cum trebuie făcut ca să nu faci așa. Să faci bine ce ai făcut. Atât. Dar nu să faci așa. Da, Nu-i nu bine asta. Complimentul meu preferat la români, după ce poate să exprime o opinie. Și poate opinia este, nu știu, bă, ar trebui să ne spălăm toți des pentru că medical vorbind o să fim mai sănătoși și mai puține pandemii. O să zică cineva da, du-te, drept cum, că eu nu m-am nu știu cât timp și mi-am mers. Și după aia o să zici, bine, dar uite, ești de acord că sănătatea e un lucru bun și să nu fi să un lucru rău? Nu știu, bă, ce să zic, că a, știu și oameni bolnavi care au trăit până la bătrâneți. Și zici, ok, dar Ești de acord că igiena este un lucru bun Și nu știu, n-ai vrea să ai o infecție mâine? Da, mă, ai dreptate Nu e prost degeaba Ăla este maximul Nu e ăsta prost degeaba Știi, nu este Da, mă, ești deștept Nu există, da, mă, ești deștept Mă, ești tu prost degeaba Adică ăla e maximul pe care poți să-l smulgi De compliment Ăla la complimentul de... Da. Nu e complimentul suprem Nu e prost degeaba Dar mai trebuie să E din trei și acolo Nu poate să zică <laughs> din prima tot trebuie să se zbate el. Nu, mă ce să zic cu rușii ăștia. Dă mă. Acum e moda asta. A fost aia cu vaxării, antivaxării. Și am măsurat că există profilul asta de oameni care din prima zi de problemă Ucraina-Rusia o să câștige rușii. Cu e bazat pe ce? Păi pe faptul că de din voi țineți cu Ucrainini Așa că ca să mă simt cineva, trebuie să țin și eu cu rușii. Și am vreo doi băieți pe la filmări care ei sunt, ei sunt cu Putin. Dar nu prea citesc. Ei doar în mașină simt nevoia să noi ne aud pe noi discutând. Bă, și ce crezi că o să facă? E așa. Și așa. Ne-are. Mare tata Putin la arme. Da. Dar el are război cu noi, nu are treabă cu... <laughs> Știi? Vrea și să fie un gică contra, că doar așa simte că poate să contribuie la societate. Apropo de ce spuneai, trebuie să vină unul să dea cu hate pe net, neîntemăiat. Era acum două săptămâni un articol, îmi place să citesc și fac așa colecții de români proști pe net și am sute de screenshot de... <laughs> <laughs> o să fac ceva cu ele la un moment dat, dar nu, nu știu încă unde vreau să, să le aplic. Și era cineva care comentase cu, că un român s-a dus cu Dacia asta electrică, Sprinter sau cum dracu se cheamă? Spring. Spring. Până în Grecia și ea a ieșit. i a luat la o zi, a stat, s-a cazat, nu știu, mamă, ce a venit primul val de români care doar l-au futut în gură. De ce? Oh, păi ți-a luat o zi jumate, păi eu așa ajungeam, Tăhă, în 4-5 ore. Voi ați făcut să economie de bani. Păi ce aia se cheamă economie de bani, că te opriți să mănânci ciorbă în Bulgaria. Eu dacă aveam mașină non-electrică, nu mai opream la ciorbă. Bă, bă, bă. După care a venit... Plus cazarea, drum. stai, că a, sigur a dormit undeva. Te proști, bă, a făcut bine. Dar să mă fut în ea de Dacia Spring, că aia nu e mașină electrică. Aia este o roabă ușoară. Bă, dar unul n-a putut zic că, hm, ce interesant, a arătat un român că dacă spui ambiția cu ceva, poți să poți faci să ceva De decent. Na, n-a fost despre asta. Okay. Deci a venit întâi hate-ul, de fapt. După aia hate-ul la hate. <laughs> După aia am mai urmărit de ce venea. Dar de, probabil era, de ce morți morți scrii fără diacritice? Nu ah, ai să și da, da, mașinile da. electrice. <laughs> și asta a pățit-o săptămână trecută. Mi-am luat o, trotinetă care să mă ducă și pe mine ca greutate. Și am zis cuiva, uite, am dat bani ăștia pe aia. Co? Cum să dai atâția bani pe o trotinetă? De bani ăștia ți mașină. Și l-am uită românul prost, Nu mai zic că am dat niște bani, 4000 ceva de lei, pe o chestie, transport alternativ, nu mai stau în trafic, nu mai sunt un idiot la semafor, nu poluez. Și el din prima s-a dus cu gândul de bani îți luai o mașină. Îți luai o rablă de mașină. Un ceva, da, da, exact. O tablă, ceva. Și mă așteptat să apară un al la tip care zică ce mașină de bani așa să luai car cu boi prostule, să rămâne și rest. Știi? Dar nu mai, știi, nu nu mai e soluția asta. Da. De 4.000 de lei să ai mașină. Da, sau am luam 5 cai. Și îmi făcea herghelie. Mai deștept ca tine. Deci cu 4.000 și ceva de lei trecă ce, ce mașină Da, să, să sau acum am Nu mă pricep la 4.000 de lei să ții mașină. Cred că o din asta o cum se cheamă, o machetă. Să <laughs> la poate, ceva. Nu știu. Or fi prin târguri, Poate mai sunt în târguri de astea de 15 ani, de 20 de ani, de 25 sunt, de sunt. ani. Eu, nefiind șofer, mi-am dat seama că mașini pe care le consider scumpe doar fiindcă știu marca sunt mai ieftine ca un iPhone uneori. Pentru că eu văd botul și zic, a, merțan, stai scump, ăsta are bani. Și mai mă trece, nu fereastă, stai de 25 de ani mașina asta, stai <laughs> sărac. Undrei, cum dracu, mă s-au schimbat vremurile? De... La noi moment dat primul avea merțan. dacă apărai cu, Mer cu, merțanul ăsta. În... Îți spuneau direct, te încoronau. Știi? Mai ții minte uh, prima reclamă pe care ai făcut-o? Ai regizat-o tu? Bă, nu. Nu cred. Nu? N-a fost la McDonald's? A, ah, profi, da. Profi, profi da, da, la, Adică, un... da. Uh, prima, da, profi, profi a fost în 2014, cred un spor la McDonald's. A, până, până, atunci ai făcut numai content, nu? Sau Nu, au la... făcut, sunt tot felul de pentru branduri mai mici, pentru... Nu prea era ceva cu toate resursele și toate condițiile, erau mai mult hey rupuri. Eu am mai făcut ce faci pe la TV, nu mai știu la ce, știu că a fost un mic scandal atunci, că era cu violență la TV, dar nu mai știu, erau... Nu erau chestii din industrie ca lumea, știi? Cum vezi pe acum, la TV Bârlat, probabil, televiziunea locală, sigur am mai făcut și eu câteva de -ale. După aia am început să intru cu băieții grei așa, cu condițiile pe care le știi, cu 100 de oameni pe platou, cu racord și alte chestii de astea. Știi? Eu am citit un, un interviu pe care l-ai dat acum ceva timp și ziceai că legat de prima ta experiență pe un uh, platou la pe o reclamă profii, uh, că a fost destul de stresant pentru că... Uh, Că te-am certat cu toată lumea uh, și la ceva. Adică a durat ceva timp până când uh, ai, ai putut să treci peste. pe experiența asta. Da, a fost. Uh, e foarte interesant că ai adus uh, aminte de asta. Uh, e o poveste foarte interesantă. Deci, cum am învățat după reclama aia să mă comport? Pentru că, gândește, eram un outsider, eram un puțoi fără școală și pentru actori, și pentru operator și, și pentru, pentru toată echipa. Dați. Veneam și ceream niște chestii care nu se făceau, cum ar fi să panoramez foarte rapid, să spunem. Aveam timingul foarte bine în minte, că eu scrisese în script știam exact când am nevoie de o replică, știam exact cum vreau să dea asta gluma. Și totul făceai și montajul? Nu, aia a fost și mai greu. Tu te și explică editorului cum vrei să YouTube și după 15 ani de experiență a lui, tu ai nevoie să faci chestia asta. Și s-a, simțit foarte lonely, foarte singură treaba și eram, bă, dar nu s-a făcut pentru asta, uite, nu mă înțeleg cu absolut nimeni. Pare că am deranjat pe toți cu ceea ce cer. Nici nu aveam acest track record, că în ziua de azi e inversul. S-ar putea uneori să spun o prostie și zice oameni zi, zic că foarte bun, foarte am, o să iasă super tare. <laughs> e reversul medaliei. Trebuie să mă cenzurez eu pe mine sau să mă controlez că s-ar putea să nu... Dar pe atunci era invers, era cine, cine, cine ai... ești tu mă, ce ai venit să ne înveți? Și ce am învățat după aia uh, și am aplicat mai mulți ani, uh, două, două, secrete. Unul era când românul vrea să afle în treabă, mai ales când veneau de la agenție, s-au schimbat vremurile, acum sunt foarte colaborative agențiile, pe erau mai, și situații mai dificile, mai birocrație așa. Și veneau, vedeau aia că se uită clientul și trebuia să vină și ei să-ți observe ceva. Și spunea, auzi, ea, mă gândeam eu, dar trăgea cu ochiul la client, știe, Mă gândeam eu să încercăm... Uh, căcat. Era un căcat ceva să încercăm. Și încercai să-i spui, bă, nu e bine, nu e timp. Nu știu ce să zic, că noi te plătim. Erau foarte așa. Până mi-am dat seama, cum vrea să se simtă băgat în nu vrea să se simtă că am muncit. Și inventasem, e o chestie care se cheamă Remote Focus, și inventasem chestia asta. Și ziceam, a, foarte bună idee. Tipul ăsta are o idee foarte bună, dar pentru asta ne trebuie niște Remote Focus. Și operatorul știa. Și strigam, Laurențule, Adă mă niște remote focus Și era stricat Nu mai e am avut o găleată, dar l-am lăsat în soare și s-a topit Ei, hey, dute Și eram Vezi, n am luat de la mega remote focus Era foarte bună ideea ta Bă, și funcționa Până când nu m-a scăpat la cineva și Nu se zis. poate, mă Omul se simțea, dacă n-a fost remote focus, el a avut o idee bună, dar nu, nu ne-am pregătit cu suficient remote focus. Dar sună adevărat că sună profesionist. Și când remote, remote bă, remote a, focus, bine. bă, sună. A, să iasă ce vrei tu. Și a doua chestie pe care am învățat-o în timp, până când din nou mi-a mai făcut, să spunem, un N-aș vrea să spun un nume, cât o reputație, că mi se treaba și când îți zic să sari, știu de ce să zic să sari. Nu că m-am gândit pe loc, ci că am plănuit-o. Uh, actorii, era foarte greu cu actorii la în început, pentru că, din nou, unii și mai... Și cred că și tu știi că toți actorii, mai ales dacă îmi prind un pic pe TV și sunt mai tineri, vreo 2-3 ani au așa o, o aroganță și o, în un sens că sunt on top of the world, uh -huh. după aia le trece, se maturizează. Și de am de genul... Doamne, îi simțeam că sunt în perioada aia tocmai au bubuit cu o novelă, tocmai așa și nu mai ajuns la ei. Și erau, auzi, regizorul și e bine încăci. hai să zic am cu... am citit asta, hai să zic cu cum o să fac și nu știam exact cum să mă impun. Și mi-am dat seama, tot a... sunt și mai omul, dacă ți platină pare că sunt agresiv, deci, eu nu-mi dau seama. Dar una e să dau eu feedback și alta e să dau un om atâta feedback. Sau să ți Și ca să nu, fiu, să nu par agresiv, să nu par așa, Uh, am, am, am dat seama, kill them with kindness. Și acum nu mai ai nevoie de câțiva ani să fac asta. Mi-a rămas un ori defectul. Uh, intram pe platou și dădeam noroc în, în, în ordinea inversă dinților. Mă duceam la ăla de la grip. <gri> în ordinea inversă dinților? Ce zici, mă, Gianni, mai doi dinți în gură, te populați și pulea în gură, așa. Mă duceam la tanti de la catering, să rămână tanti Cornelia, azi avem ciorbiță, da, da, da. Treceam pe lângă actor, nu-l vedeam. Mă duceam la gafări. O, salut, salut. Ți-am adus niște bomboane, fratele meu. Treceam iar pe lângă actor, nu-l vedeam. Știi? Mă duceam la operator. <gântu -i> da, da, da. Și la se gândea, mă, cine este mai muța asta care a venit? Pare că îi știe pe toți. Eu uite cum se înțelege. După aia l-am operatorul. Salut. Deja pe la operator începea să intre la... Să vezi că stau ori regisorul, ori agenția. Iar treceam pe lângă actor. Mă duceam la agenție. Salut, salut, uite, ne-am pregătit pentru asta și vrem să facem niște lucruri așa. Păi iarăși mă uitam în și te dea noroc cu clientul, salut să trăiești. Și la fel noi eram, salut, eu străgești, tu ești actorul, ai vrei idee? Nu, 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 cum, cum vrei, tu facea. Deci, <laughs> pentru că m-am prins că era o chestie de orgoliu și de nevoia de a te simți în power, mai ales pentru tespieni. și am zis, da, eu nu o să te servesc cu așa ceva. Dar nu cu agresivitate, nu, să e... te ignor. Doare îți arăt. Foarte interesant, nu poate să vină aici? chestia asta? Eu e puțin necunoscută ca modalitate, adică de obicei adică asta se întâmpla la, la chestiile astea de publicitate, numai la clipuri, pentru că noi am lucrat cu mulți actori tineri în, în decursul devenirii noastre, mai tineri ca noi, toți erau, și erau cu mare, cum să spun așa, de... Cu respect, că era deja cineva. Cu respect, exact. Cu mare respect era. Era deja cineva, dar când nu ești încă un nume cunoscut și apare la român, nu contează cât de bun ești, contează cât de cunoscut ești. Eu n-aveam mai atunci. Acum poate da, de câțiva am pot să zic cu am. A trebuit să demonstrez. Da. Foarte public. Că știu, da, da, da să cunosc, fii la 20 de... Cunosc foarte bine genul ăla de atitudine uh, pe care o au foarte mulți uh, în momentul în care sunt... Tre trebuie să îmi câștigi respect. Da. genul ăla, știi? Eu sunt actor, eu sunt Eu da? sunt actorul, eu sunt așa... Probabil urăsc sunt... că fac o reclamă și poate exact. nu-ți dă acord cu ea. Și că aia că e, fi, și e, și aia e. Un... Că e mult mai jos decât standardul da, lui, da, cum da, ar veni, nu? De nevoie, Eu pot așa să că... fac mult mai mult de atât. Acum o fac că A, asta e. Eu pot să fac mult mai mult de atât, dar mie să-mi spui exact de ce fac, cum fac, nu cum fac, de ce fac, care este motivația Lația din spate, da. Și de ce beau eu chesti... cola așa? Da, da, da. Nu știu cum ai, te -ai din vinau și e un flashback și copilul tău e o fantomă, bea drept cu cola aia și bucură-te de ea că de aia s-au la magazin când cer o pungă, ce zici? Cum te cer o pungă aceste vânzătoare? Oare să-i cer cu la... zici, dați-mi o pungă, vă rog frumos. Da, deci e fix vibe ăla Da, da, da. Peste care cred că unii trec în timp. Nu, trec, trec, într-adevăr. Trec pentru că își dau seama că. și nu vreau, nu vreau să se înțeleagă că uh, milităm aici pentru a nu face facultate, pentru a nu face școală, pentru a nu știu. Nu milităm pentru chestia asta, dar există, într-adevăr, și uh, multe chestii care te încurcă un pic. Și asta fiind din nou o, 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 o treabă foarte... Cred că în multe industrii e la fel. Poate și un programator care a învățat, zic și eu, eu nu știu, matematică, dar zic și eu, poate fi școala de programatori. Habar n-am, bănuiesc, politehnică, ceva. Poate unul care a învățat singur acasă, poate are altă viziune. Colegul e... Da? Decât ce a învățat la școală. Pentru că stabilești tu singur reguli în timp. Cred că asta e când vezi să faci tu și vezi că le faci mai rapid decât unul cu o școală care nu a, nu a apucat să înceapă să scrie linii de programare din liceu cum ai început-o. Și chestia asta e, e, dacă vrei, și la noi era la divertis, era cam, a, cam același. Noi nu făceam niciunul școală de actorii sau de scris sau de regie, sau de ce vrei tu. Dar simțeam chestia asta și noi ne-am dezvoltat vorbeam cu Alex, ăsta la de aici, din stânga mea, vorbeam acum câtva timp, că exact asta făceam noi, adică acum se cheamă stand-up, noi îi ziceam monolog. Așa ne-am definit noi scrisul, că scrii o chestie în care spui tu despre viața ta și râde lumea acolo. Noi făceam 5-6 minute câte o pastilă, îi ziceam monolog. Sketchurile, na, erau sketchuri, ziceam scenetă. Da, no. Așa, deci noi parodii muzicale, deci improvizația era interviul la noi facem un interviu da, 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 da. și ne dăm o temă și vine unul și te întreabă și tu ai personajul în cap și ai făcut improvizație deci cum, asta vreau să zic că de obicei eu, niciunul de, normal că apreciez pe toți cei care fac școală, dar știu mult mai bine ca noi să fac lucrurile asta sunt sigur că sunt mult mai buni actori, sunt poate mai buni regizori, dar experiența care ți-o dă self-made menul, devenirea asta proprie, eu cred că este extraordinară pentru că tu ai prospețimea și vezi lucrurile altfel și... Și că nu ești sigur dacă sunt corect. sau nu. Bine dar bineînțeles că exact nu știi dacă e bine sau nu. Dar din reacțiile celor, din succesul sau nu, pe care îl ai sau nu îl ai după ce faci chestia respectivă, atunci să validează ceea ce s-a întâmplat în cazul vostru. O chestie, nu știu dacă am apucat să zic, nu știu dacă o și nici tu, Alex, spuneai acum de de ce făceați în anii 80-90, mai luat de la copilărie, zici că ori era interviu de angajare, ori vai să facem sex -ai luat de -ai născut, <laughs> Așa începem să... cu toți, așa începem cu, cu toți, la toți hai, azi, okay, Nu ești tu mai comod Adică și milenialul, chestii despre generații despre. Uite, am făcut acum niște legături foarte... Eu pot să știu exact când m-am îndrăgostit de comedie, să spunem La 14 ani am închiriat pe casetă South Park, The Movie Într-o vineri dimineață și până sâmbătă seara îl văzusem de 17 ori Știam pe de rost tot filmul cu și o fac în face, am fac dar știam pe tot. Deci eu am... din greșeală eu voiam să iau altceva. Ai start... du de aici. Da. Deci a, nu te-ai dus? Nu te, dus, South... Nu te dus. știai South Park? Știam South Park când eram în clasa 5 a rulat timp de două săptămâni pe Atomic TV și după aia l-au scos. Și după aia patru ani, n-aveam internet pe atunci, n-am mai apărut, de-aia țin minte pe Cartman și m-am dus să iau altceva și când am văzut pe Cartman am crezut că sunt ele. Și m-a rupt. Deci acolo m-am îndrăgostit de treaba asta. Și prima, prima oară, cred că, și uite, apropo de cum ți se dezvoltă, să spunem, mușcul pentru asta, cred că în clasa a doua sau a treia, a venit mai mea la prânz de la muncă și a zis că ne-a luat un cadou. Și eu și fratele am început să bălim șucării, mașinuțe, dinozauri, dinozauri mașinuță. Și ne-a pus o masă două casete, una cu divertiți, una cu vacanța mare. Și am început să plângem. Ce morțile ăsta, nu mama ne urăște, nu poți să... Și după aia în de zile nu puteam să mâncăm la prânz dacă nu ne mai luam o casetă și o ascultam. Și învățați în scenete pe de rost. Uh, știu că în clasa a patra, când e sărbarea școlii... De sfârșit de an. Și era ceva cu mm. recreația mare. Sau, se citea din recreația mare, se făceau scenete, toți copiii erau grei, și așa. Și eu cu doi tovarăși și am stat și am făcut Iliescu fătându-se în gură cu Vadim. Cu vomă falsă, că bura Vadim. Cu Iliescu, care chema mineri, au rămas... Clasa 4 a patra? Da, la 90. Excepțional. A luat și locul de ei. Dar... Ai luat și banii atunci. Da, dar atunci nu avea dat. Era, era... 10 dolari. Da. Și deja, da, uite, era... Să că tu, asta no. făceai tu clasa a patra. Da, da, da. da. Și știam sfârșitorul de la divertis. Și de la vacanță mare... Bine, acolo erau și mai pe gustul copiilor. Știam crapă și mărupă de rost toate scenetele, dar de la unii îmi plăceau chestii, de la unii îmi plăceau chestii, știi? Și, și acum rămâi cu niște structuri de glumă, să zicem. Deci da, uite că așa s-a format. Primul pas pe la 8 ani, după aia la 14, deci, deja îmi plăcea comedia și de acolo... Foarte mișto. Sau par și ce show și n-am mai... E, nu, că așa cum ai răspuns tu la întrebarea inițială a al lui Alex, că am făcut liceu și am fugit din călăraș și am ajuns la facultate și m-am angajat la sector 7. <laughs> Pune <-o> foarte ok. <laughs> Un din conflict. De unde până unde? Adică <laughs> nicio legătură una cu alta. Dacă e să o dăm așa, uite, mai deep, partea interesantă este... Sunt aceste două chestii. Mi-a plăcut mult comedia, am crezut că niciodată nu o să pot să fac și acum fac bani din asta. Și am, aș fi vrut să fiu scenarist și mi-a fost frică să dau la facultate. Eu nici nu aveam bani, era foarte scump atunci. De frica să nu mor de foame. Că nu o să fac ceva cu meseria asta în mod ironic, peste 15 ani, câștig de din asta, din câștig. De asta, dar poate tocmai fiindcă mi-au luat gândul că voi putea să fac bani din asta și n-am avut primii impresiunea, oh my god, primul scenariu, nu sunt plătit pentru el, al doilea, nu sunt plătit pentru el. Că mi-au luat gândul că nu o să-mi iasă mă niciodată, nu, nu asta e miza, poate de-aia am ajuns aici, dacă mă încordam, poate mă lăsam mult mai devreme. Știi? Că la clasa nouă am avut o șansă să îmbrânu cu un coleg să mergem să dăm probe pentru steaua la basket, eu jucând basket de performanță, dar n-am în călăraș. Ce uh, post de pivot erai? <laughs> eram extrem în stâng, Eram eram printre cel mai mic din echipa de basket. Ah, ok. Cei mai mari aveau 25 23 Și știu că el s-a dus, eu nu am mai dus și am zis, du tata, mă duc, dar și dacă iau, îmi fac sânge rău. Tu ai văzut cât, cât câștigă un basketbalist în România? P Atunci era 3.500 de lei, nu știu, echivalentul de acum. Și am zis, nu vreau să fac asta, pare era și trauma sărăciei din călăraș, știi? Dar atunci a renunțat instant. Deci mi s-a mi -a trecut pofta. La 18 ani n-am mai jucat, după aia am jucat la mișto, n-am mai... Dar asta cu scrisul a fost mereu. Băi, aș vrea, dar din nou mi-a fost frică să Cumva mi-a fost frică să încerc, știi? De frica să nu mă trezesc că mi-a luat peste 10-15%, dar uite, cu ironiei, ce mi-am dorit inițial și mi-a fost frică să urmăresc, fără să-mi dau seama, am ajuns să urmăresc și să o obțin. Și mereu mă gândesc, bă, dar ce alte chestii mi -a mai dorit eu? Și am zis că nu o să mi se întâmple niciodată atâta bine. Și mi-au ieșit, încă nu-mi dau seama. Nu dau seama. Ai, ai de astea cu Formula 1, cu mașini, că mi-ar plăcea să vii aici cu un Lamborghini. am auzit că și au luat Deci nu... da, bă, lasă nu, nu. trotineta. Asta foarte pasionat de, să spunem, subiectul ecologie și asta e un motiv pentru care n-am dat niciodată de carnet. Nu existau mașini electrice când aveam 18 ani. Acum, de câțiva ani, aș fi tentat doar pentru că știu că există opțiuni electrice, o să apară în comentarii unii, te fut în gură cu mașina ta electrică, de bani, ia ți cinci cai, mă rog. Uh, <laughs> dar... Faci două zile până în Grecia, mă, Da, exact. mai în Bulgaria. Spațiunea tehnologie, am zis că mai stau 5 ani până scoate mască W și Când o scoate Tesla mașină cu W, și, SD și Space, acolo știu că am condus în GTA foarte multe. Asta mai e greu. Așa, vă mai uitați, voi mai trageți de niște chestii. Dacă mi-a dat tură la volan, Două mașini. Nimic. Dar nici deci nu trebuie dublu îi spui direct, bagi acolo, unde și pilot automat. Trip, nu cu space? Eh, poți să, poți să adaugi acolo un space. Adică... Dar știu regulile de circulație foarte bine. Ca om care a băut în dreapta mulți ani, când aveam carnet, știu foarte bine semnele de circulație. Și pentru trotinet. Uh, știu că acum ai, uh, ai terminat de regizat, cred că primul, primul tău film, nu? Uh, team building, da team building. Adică, de l-a, la, la ăsta. Ăsta terminat, nu? E la sunet, iese pe 30 septembrie. iese pe 30 septembrie. Impreună până cu... până la asta tu ai, ai, ai făcut doar partea de script, nu? Am mai scris pentru trei filme, da. Am mai scris pentru trei filme, pentru Ramona, da, Miami Beach, Miami 1, Beach și Investitorii, care a ieșit pe Netflix anul trecut. Și cum, uh, cum a fost acum să uh, și regizezi? Adică. Uh, la, la asta ai și scris? Da. Da, da, da. Ai și scris și ai și regizat? Da. da. Am coregizat cu Matei și cu Cosmin. Uh, bă, e ceva ce nu știu dacă aș vrea să mai încerc. Uh, Serios? Pentru că te cerți tu cu tine. Asta m-a dat seama și la reclame. Am avut un proiect anul trecut, după uh, <laughs> patru reclame, mi luat și premii și la un moment dat eram îmi trebuia un bivol. Și mă întreba de la producție dacă vreau neapărat un bivol. Și eram, păi ca ce mă întreb? Că eu ca tipul care a scris reclama asta, și vrea doi bivoli. Ca tipul care va regiza reclama asta, aș vrea cinci bivoli. Ca producător, mă niciun de bivol. <laughs> ia, te, zi la scenarii să schimbe. <laughs> și mi-am dat seama că poți fi foarte subiectiv când faci, joci mai multe roluri. Pe când, când îți alegi unul singur, poți fi foarte eficient. Știi? Și asta a fost o lecție din iarna trecută, pe care am învățat-o. Așa că data viitoare cred că uh, aș încerca ori să regizez ce a scris altul, ori să scriu ce regizează altcineva. Cineva. Adică că ne, -ai vrea, să mai, ne, ne -ai vrea să le mai faci pe amândouă. Să faci poate doar nu una. atât de intens, po măcar să co-scriu cu cineva. Mm -hmm. Că din nou, după aia te ceri tu cu tine ce e o glumă bună, ce nu. Ce merită să pice, ce nu. Cum poate fi mai bună, cum nu. Știi? Că e, ești a, criticul tău cel mai aspru. Dar tu când zici că ai, ai, ai coregizat, -ai, adică te vorbei, nu? Vorbei cu Matei? Da, 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 da. am cu, făcut adică... o parte, Matei o parte, Cosmin cu Matei o parte. A, am înțeles. Adică nu toți trei la un loc. Asta și mi se fost pare... și scene în care fiecare a venit cu expertiza lui. Ok. A fost o armată de oameni acolo. Ne-am dat seama, gen, că dar nu puteam și scriu un film cu cinci personaje. <laughs> fiecare cu replică, fiecare personaj construit, mulțime de oameni la cadru. A fost un efort destul de mare pentru noi, dar ne-a călit și a ieșit super bine. Uh, am și tăiat mult din el Puteam să facem două filme ușor Dar uh, zic că o să fie ceva fresh Pentru Am făcut un film cam cum ne-am dorit noi să vedem De fapt și cum mai am făcut asta Investitorii să spui că vine După o formulă deja stabilită uh, Că e o adaptare Dar aici am făcut genul de Prăjeală de film dar și cu un mesaj Cum ne place nouă să ne uităm Și cum am crescut că avem toți aproape aceeași vârstă cu comediile americane. Și asta e... Bastante... American Pie? Da, să spui mai un Adam Sandler combinat cu American Pie și cu un pic de sarcasm românesc. Dar cu regulile de comedie de acolo, în care avem și niște suspension of disbelief și niște elemente mai absurde, dar și unele mai foarte realiste. Nu ne-am inhibat de... Oh my God, tipul și fata trebuie să facă neapărat nu știu ce chestie. Nu se mănâncă ciorbă în film, deși am insistat. N-a fost loc, domnule. Era fain. Era fain, dar trebuia să fie o parodie. Da. Da. Și e un film inspirat și din uh, scurtă mea experiență în corporație uh, și din multe alte povești reale strânsă dar de tu la corporație. Dar cât ai lucrat în corporație? Doi ani și mi-a fost ajuns pentru viață. Nu vreau să spun unde. Dar filmul film este inspirat din... Uh, Ce-ai zis... văzut tu clar, nu? Ce mi-a zis mie acel șef când mi-am dat demisia, am băgat fix în film, unul la unul, să ți minte toată viața. Nu vă să cred. Da, da, da. Deci te-a te marcat bine de tot. m-a făcut să-mi dau seama că a fost o idee bună să plec, deși banii erau super ok. Și că n-aș fi, aș fi fost primul român care vine cu un topor la muncă și face că la americani, dacă mai stăteam uh, mult. Uh, mai ales văzându-i pe alții care poate nu aveau libertatea mai de a pleca. Adică mă simțeam Și la niște închisoare mentală a celor oameni. Și când am plecat, asta mi-a zis, nu vreau să dau spoilere din film, dar este efectiv Inspirat din una din multele povești reale pe care le-am băgat în film uh, Mi-a zis Știi care e problema ta? Că tu nu ai copii și datorii Dacă avea copii sau datorii Măcar la o mașină, ai fi super ok Dar Da, da, ești, ești legat Ești legat de asta Tu wow. faci singur probleme morale, că de ce fură ăla Că ăla de ce nu-și face treaba Tu dacă ai fi avut un copil sau măcar o rată la un Fiat Nu mai era azi aici să te la mine că vrei să pleci M-a șocat Că avea dreptate al dracu' Știi, mă gândeam, poate dacă mi-aș făcut și eu un credit la o garsonier. Toată viața mi fost frică de rate și l am evitat. Oare aș fi stat și acum acolo? Cine știe unde creșteam, în top management sau, știi? Dar neavând aceste chestii era, Nu era ceva creativ, bă, nu da, da. Era, eram ceva că... de uh -huh. plăcut de oameni și... Dar nu respectam eu ce făceam pentru că mă simțeam foarte îngrădit și mi se părea nedreaptă treabă. Și am dat seama că dacă aș fi avut aici rată sau așa și zis, lasă-mă. Ce dacă nu e corect? Sunt și alte chestii mai importante în viață. Și vezi că nu ți le creezi, devii ce nu știu, justițiarul idealist, poate. Sau poate prea vestică în gândire. Pentru că ce mi-a zis el nu era chiar cea mai vestică perspectivă. Era, era o foarte adevărată, românescă... să știi. Da, nu. Foarte adevărată. Și am observat-o foarte mult după aia, la oameni. Știi? Am observat oameni care termină o rată și imediat caută să-și facă una nouă. Probabil asta îi ține pe ei acolo să nu nebunească și din nou să intre cu toporul peste unii la muncă, știi? Sunt foarte conștient de ea, nu mă grebesc să-mi fac vreo rată ca să fiu un păcat cu ce fac. Deci n-ai nici până acum niciodată? Nu, am avut această chestie mereu să nu, dobânda mă deranjează, nu rata. <laughs> să nu profite unul după urma mea, știi? Mai mult decât e corect. Deci nu e, mai putem să facem orice fel de contracolaborare în tranșe. <laughs> cu tranșa. Dar dobânda la rată, niciodată. Du, nu, nu pe păcă, pe, călărășan, mă. Eu da, călărășanul ăsta, nu știu dacă poate pleca din România în cazul ăsta, că sistemul ăsta încă pot să-l practice aici, dar cum ai ieșit din țară, fără rate, nu nimic, doar dacă ai câștigat foarte bine și mergi cu un trailer plin cu bancă, bănuiesc că nici la bancă nu vrei să-ți lași bani. Nu, no, uh să-mi dai să dea ei de bândă, sunt ok. Aici ar de înțelege. Plus că e mai mică decât mi-ar cere. Păi uh, aș fi un homeless de succes dacă aș pleca Și cu am făcut 18 ani în călăraș. Îți miros reduceri de 70% Doar pe bun încă magazin Stai că aici au icre la reduceri ia, -i înapoi. Uh, nu, no, m-aș descurca, m-aș descurca Nu îmi trebuie mult în viață să... Și cu Pavel și de a... Nu știu, înțeleg că nu e surat Că pare, pare foarte liber așa în Nu exprimă. încă, nu încă nu ești. Nici în asta nu cred. Acel, acel încă totuși. Ah, da. A, spune, are un cârlig, are un spune, cârlig spune, undeva, e, nu știu. Dacă îmi dă dobândă avantajoasă la bancă, s-ar putea într-o zi uh, să... <laughs> da. Nu vreau inhibiții de genul ăsta. Zi, uh, ce planuri mai ai uh, pentru viitor? Cum se... Băi, planurile... Cum e cu, uh, cu Miami Poți să vorbești ceva despre el? Pot doar despre... să spun că de alaltă am început să scriu la el. Noi avem un outline așteptam să găsim producătorii potriviți pentru locația potrivită, na, nu vreau să vă zic încă unde este, uh, ar trebui... Deci o Miami Beach 2. Da. Da, da, da. Uh, unde la fel o să faci doar partea de scris? Da, da. Dar s ar putea să mă duc uh, și eu, uh, măcar două săptămâni, să văd acelălalt oraș. Uh, ăsta ar mai trebui la final de an să încep alt film. Nu știu dacă vreau să, să scriu singur sau să scriu și regizez singur sau nu-mi dau seama încă, că nu știu care e ideea momentan. pentru că am și foarte multe reclame care vin în spate și mi-am dat seama că nu apuc să mă bucur de ce fac, fiindcă atât de repede vin una după alta încât doar vomit și în două zile și au de la capăt și s-a făcut deja iulie și pentru mine e februarie dacă mă întreb 2022 la cât am băgat Asta. Și în tot timpul, asta, stă presiunea, scheschiul la sector, când nu mai scoateți nimic nou, scheschiul la sector, când mai scoateți. Asta urma să întrebăm. Mulțumesc eu, personal de eu, pe Personal, pe aia, aia mă interesează pe mine. Da, și te vezi, uh, apar prăjituri, 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 dați-ți poftă de corcoduș. Și nu mai apuci să și faci. Nu mai apuci și te enervezi. Nu știu exact cum să le balancez pentru că, din nou, nici nu caut activ oportunități, îmi vin. Și atunci. Super pe Dumnezeu. Sau Absolut. pe pe Satanai 2022, depinde cum vreți. Dacă <laughs> refuzi ceva, ce ți se mai și dă, știi? Și de-aia a fost, au fost doi ani încărcați, și deci în pandemia am lucrat mai mult decât toți anii de până atunci, pentru că toată lumea a vrut video. Și acum încerc să-mi dau seama cum să le balancez un pic. Avem și propria noastră parte de publicitate, eu colaborez și cu multe agenții, naș și filme, mai sunt niște oferte de film pe care le-am refuzat politicos. Sensul că am mai răspuns, pentru că nu era timp, și poate într-un an, doi, rămân doar pe partea de comedie. Și poate dar te, te, atrage, te atrage partea asta de regizat metraj? adică îți, îți place a, treaba asta? Te atrage, dar, ca și ai văzut ce fac și la reclame, poate eu crescând cu niște referințe foarte americane, eu aia vreau să văd, eu vreau. Dar am ajuns să fac asta, fiindcă nu exista în România ce îmi plăcea mie să urmăresc americani nici ca scris, nici ca regie. Și atunci îți trebuie niște bugete ca să faci asta în România. Nu. ce face Edgar Wright, cred că în ultimii 30 de ani de film în România nu costă cât costă un film de lui. Sau Taika, sau știi? Și atunci nu vrei să-ți faci sânge rău. Adică ăia stau acolo, încep în prima secundă cu o scenă de urmărire și tu trebuie să-ți vezi la ce din film ca să poți să ai un pumn dat în România. Și de-aia în filmul românești n-ai atât de multă acțiune, că de unde bani, săracii? și cadrele uh, sunt de da, da. de 9 minute stăm pe exact, Adică așa. nu prea avea chiar dacă te atrage, nu prea avea ce să faci dacă n-ai avea să un buget. Regia mea. Dacă ai avea un buget consistent. Categoric, da, da. așa. Adică, adică n-ai putea că... să faci o, ceva, un jarmuș, ceva da, uh, jar low budget. Da, eu, dacă mă întreb, eu, aș vrea un hangover. Un, un hangover, Știi, un American pie, să zicem, poate mai sofisticat, un uh, What we do in the shadows. Doar că fără, fără un buget mare nu prea... Încă, încă, încă. Eu zic că în 2-3 ani se vor schimba lucrurile. Dacă vine lumea la cinema și dacă capătă încredere... Da, dar nu prea vine lumea la dar cinema, nu asta e problema. vine lumea la și cinema. Și fost un lilia care a tu și pe un chinez. Da, dar chiar și înainte de liliacul ăsta, să știi Te că în oamenii Nu, în... nu mergeau la cinema, îmi pare rău. Noi când am ieșit cu Miami Beach, în 3 săptămâni și un pic se strânseseră peste 500.000 de oameni. Ne mai aveam o lună și o săptămână de oameni venind la cinema. Dar a venit lockdown-ul. Gândește că poate peste două luni după noi ar fi ieșit un film mai bun, mai rău, nu contează. 200.000 s-ar fi dus din reflex. După aia toamna ar mai fi ieșit no, Asta Eu poveștile astea le, le aud de 30 de ani, poveștile astea în domeniul cinematografiei românești, în afară de filme de autor și de filme care se fac doar pentru a merge la pf, Salamanca, la Toronto, la Berlin, la festival și să aibă 2000 de 2000 de, de. de oameni plătitori eu nu vorbesc de o, că îl văd mulți acasă sau pe Netflix, dar 2000 care se ducă să cumpere bilet eu nu văd, e adevărat că este foarte greu să te bați cu toate blockbuster cu toți Marvel și Disney și mai știu eu ce fac, care au 100 de milioane cel puțin 100 de milioane buget pentru un film, dar ceea ce faceți voi ar fi interesant dacă ar fi mai multe Da. Că atunci aș, exact cum zici tu gustul, dar să faci Miami Beach eu și mai că... faci peste trei ani încă mai Beach 2? Eu cred că abia de anul ăsta o să putem să construim un sistem, pentru că din nou venim pandemia, pandemia și oprindu-se tot. Foarte da, trebuie eu mai -am, am o întrebare poate că... De două ori pe an, filme ca astea, cred că noi toți, tot noi aceeași rețetă, să se nască o piață sigură. Dar am avut această pauză de un an și jumate. Nici măcar n-am... Dar a găsiți investitori pentru așa ceva? Că nu sunt ieftine producțiile voastre. Se găsesc, dar greu, pentru că, deși poate fi un return bun, e o chestie din nou. Eu cred că e la fel de nou pentru mulți investitori, sau e mai nou decât ideea de cripto pentru mulți oameni. Absolut. Și mentalitatea e la fel. Bă, am ceva ce teoretic valorează bani, dar ar putea să nu valoreze bani în funcție de context și de gusturile omului. Nu știu dacă vreau să sacrific 100.000 de euro. Și e o piață, da, e o piață de riscuri, piață în care poți să te îmbogățești foarte ușor, Poți să iei și păzele, nu știu ca poți să pierzi bani. Poate fi fost și care au pierdut bani cu filme, dar... Deci trebuie să ai un mindset separat sau foarte mulți bani ca să-ți permiți să faci asta. Dar tu ai ești învistat? optimist, adică crezi că oamenii Bine, sunt, vor, vor... Eu sunt foarte pesimist, mă știi, pornesc da. de la răul cel mai mare și după aia da. mă las plăcut surprins de realitate. Dar da. sunt optimist că în 2-3 ani o să avem o piață decentuță tot din comedii de astea ușoare, că trebuie și publicul ăsta să ajungă din urmă. Degeaba mă uit eu la What We Do in the Shadows dacă ei n-au văzut echivalentul de Animal House în 70. Trebuie să comprimăm niște pași. Și în 5-6 ani poate nu o să mai facem filme atât de simpluțe și atât de ușoare, pentru că publicul va zice el: "Ok, ne-am prins. Dați-ne următorul pas." Vom face niște chestii mai sofisticate, mai cu acțiune, mai dramă, poate va fi loc de un film polițist foarte bun la care să vină 200.000 de oameni, în care Poate o să avem un pușcător, dar realist românești, că la noi garda trage un foc în sus și pe aia și bătaie. Știi, nu vreau eu să-ți văd cu răsturnări, mașini și tă, că mă păcălești ca spectatori, mi sunt inteligența. Și poate în 10 ani, poate mai devreme, un horror super bun. Dar e cea mai scump de horror. Horrorul ca lumea cu efecte, nu. Dar cred că, na, sunt ani și de sacrificiu, în care mai auzi din bășinuțele de elite din lumea filmului că a, ce manele faceți voi. Bă, cineva trebuie să le facă. De undeva trebuie să prindă curajul oamenii să vină la cinema, știi? Cartă știu să fac, cartă și ironic dacă scriu un film, iau dreacu din greșeală cinci și și ce primul la un festival. Am vrut să fac asta la un dat, să studiez vreo trei, să le reîncucișez, dar am zis, bă, dar aș pufni în râs, n-aș avea răbdare să, să mă duc să-l prezint la oameni, n-aș... Știi? Aia, eu zic că toată lumea poate să facă. Intenția autorului este necunoscută. Dar fă tu ceva concret să ajungă la 300.000 de oameni. Pe cine dai vina că nu poți? Trebuie să dai pe tine. Știi cum, na, fiind în subcultura în punk, cei mai buni punkii sunt aia la care vin maxim 10 oameni în public. Suntem tru, frate, restul lumea nu înțelege muzica noastră. Nu, cu aia, sunteți proști. Tu nici nu ții basul bine, dracu. De aia sunt pus stadioane și eu vin la tine aici. eu vin că te cunosc, dar ești prost ca noaptea, tu ar să cânți. Nu, no, nu mă înțelege lumea. Sunt, eu sunt un geniu pentru doar 10 oameni. Ok. Am așa și cu filmele de autor, știi? No. Și bineînțeles, trece unul pe stradă și zice, hmm, cum greșesc ei notele, într-adevăr. Este un comentariu social. Nu, no, eu doar un bastis foarte prost. <laughs> nu și el nu ia premii la cine și ce festival, știi? Și apropo de asta am o... De deci, ce? Cred că e și sistemul nostru românesc. Când am luat unui primul calculator, mă băteam cu fratele în care să stea la el. Și eu aveam antrenament la bas, că voiam să mă joc un pic înainte. Ăsta avea temă să scriu o poezie la liceu. Și mai avea să -a cu două versuri din toată poezia ca să scape și el. Și am zis, hai, de, de aici, că trebuie să mă joc un pic. Stai mă, că trebuie ceva să rimeze cu glastră sau nu mai știu ce. Și nu așa, căci florile sunt glastră și eu și am zis, pune și tu puncte, puncte, că-ți futuna. Și a pus și eu puncte, puncte și a luat locul întâi pe școală. <coughs> La da, a... Tu ai fost genial de mic mă. Eu, eu doar mă grăbeam să mă joc de Vedeți, autorul s-a pierdut, a rămas fără cuvinte. Nu, autorul a fugit că vedea fraxul peste el. Dădea și dădea capace. <laughs> și n-a mai avut timp să salveze documentul Word și aia a fost. Deci. și da. eu, puncte, puncte. Și Poate eu... să fie orice acolo. Pune tu. Că e la tine să rezolvi arta asta. Și tot apropo de subiectivismul asta, primul film pe care am văzut pe primul calculator a fost uh, Resident Evil uh, al doilea film în seara aia a fost House of 1000 Corpses de Rob Zombie uh, spre finalul filmului e o scenă în care coboară nu știu dacă am văzut asta, coboară The Mad Scientist cu tipa blondă întotdeauna care supraviețuiește, știi că o să supraviețuiască, că vrei să vezi cum de data asta uh, o lovește pe tipa ea cade după un blat de masă și auzi cum se luptă pe acolo, auzi niște carne tăiată uh, și un um, uita M-am tip pe filmul ăsta. Nu trebuie să mi arate violența ca să-mi transmită violența. Aud pe ăla că în sfârșit e înjunghiat, horcă, se târăște tipa. Zic, acum sare, a? Aud pe tipa că deschide ușa, ăla și de ultima suflare zic, nu vrea să facă comercial, să-mi arate mie, să mă sperie ăla. Știe că m-am prins. Aud că pornește chiar mașinii, se îndepărtează mașina. Zic, acum apare, de fapt, nu-i mort. După aia începe o muzică. Și la unul se ridică și eram, a, eu trebuia să țin cu criminalul, cred. Și intră frate, mi zice, coai, vezi că e blocat de video la final, ultimele 20 de minute sau de doar sunetul. Te <coughs> încură rog, zombie, am crezut că e cel mai bun film din lume. <coughs> tu deja... Și oi, trecusem în toate stările, baia, baiel, genial regizorul, doamne, cum am înțeles eu și de fapt era zgâriat. Și nu, de la ultimele 20 de minute era doar sunet și el era pe loc, acel cad, dar a ăsta și nimeri, știi? cu un blat gol și a căzut după. Deci, da, la filmă de ăsta toți suntem buni din greșeală, știi? Oi, să facem niște, <gânt> și niște rubrici, ce zici? Nu are rost, Ce rubrici aveți, doamne? Dom'le, avem niște rubrici. La reducere. Da. da, da, da. Păi numai, alte dar nu te prindeam. Da. Păi chiar, chiar sunt două, chiar sunt două. E 2 plus 1, ca să E 2 plus 1, că e, cum ai zis Autism. tu? Au Cu, to cu to Asta, am greșit podcastul, mai Ai fost și la din astea cu Threesome? Nu pot să comentez, am niște endorsement. Deals. Ai BCR-ul care te, așteaptă BCR-ul să stea niște bani. <laughs> nu cred că BCR. Uh, mai presupunem că cred că tot un Oscar ar trebui să ia. Există și Oscar pentru... E treaba lui. E treaba lui. Acum ești băgat și în de movies, deci ești de... ușor, ușor vei ajunge și la Oscar. Adică eu, noi îți dorim chestia asta. Adică să okay. faci niște filme atât de bune, chiar o comedie excepțională care se ia Oscar. Eu n-am auzit de comedii care se ia Oscar, dar tu cum ai deschis pentru prima oară ușile peste tot, poate că e o ușă care ți se va deschide chiar ție. Doamne, o să vă menționez pe amândoi dacă ajung acolo. Discursul am, filmul la. Păi, uite, ăsta este uh, statueta pe care o vei primi, ai 60 de secunde la dispoziție după să ții discursul. După Vă cele ajut? 60 da. de secunde uh, o să înceapă cel mai mișto punk pe care l-ai auzit tu vreodată ah, acolo pe scenă, ca să, știi, ca să, ieși ca să știi că trebuie să ieși, să părăsești scena, să-i faci loc... Uh, Așa următorului. Așa așa afară din... Așa, așa, te, așa te dăm pe tine afară, aşa, pe alții okay. dăm altfel, nu i ah. Deci și ea statueta voi? Adlabam și spune câteva cuvinte alea, că ai zis că ai discursul păi gata. Și ai timerul? Da, păi da eu am aici, problemă? Noi suntem profesioniști. Da? Stai așa. Eu i-am dat nu. E dat nu? Mm -hmm, Gata. Ok, hi, thanks for this award and I like to thank the producers and the actors for this great effort and as always, you know, my parents, because we all like, like to thank parents, I, uh, I would like to thank them for uh, believing in me, letting me drink beer while I was in high school. Uh, thank you guys for being out here, and uh, I would just like to say something that any Romanian that's been here uh, has been dreaming to be here, has always want to say. Uh, FCSB nu e și muie dinamo. You guys will get it. You guys will get it at one point. But I just had to say this for the people back home. Love you guys. Am dat-o? Yes, 35 de secunde. A fost foarte uh, my bun. Ah, mai avem. Ah, Bă, foarte bine. E foarte bine să știi că puteai să vorbești și în română, dar am apreciat că te-ai Nu, dar el a fost chiar, el a fost, a fost, fost autentic, aicum, da, el a fost exact, omul ești a fost pregătit. Care a făcut discursul în, pentru dacă făcea glume, el n-a scris nu glume, dar el scria chestii creative pentru 10 dolari, deci pentru el un discurs, <laughs> ce să spun, asta e... Uite, trebuie ar trebui să fac manele pe dedicație. Băiatule, dar de asta a e ideea asta, de ar trebui plătită. Australia... Asta ar trebui plătit Am ideea asta. să fac o manele la un moment dat cu colegii la sector care să educe oamenii care ascultă manele. Să nu mai asculte manele? Nu, no, se chema legea gravitației și te învăța cum funcționează. singura lege de care se spune toți că te ține pe loc. Era destul de, de lucrată, n-am mai. Una din multele idei care Vai, da, ce -a de ce idei. Idei. Bună era. Asta e foarte bună. Aveam versurile, da, scrise. Vezi? Vezi cum să ți-o cineva că-i bună tare Da, asta. ți la câte s-au furat de la noi. Nu? <laughs> Știi cum e aia la Simpsons? Uh, e glumă, ce-o țin sau parcă o fac de Simpsons did it. Orice idee vii bună, Simpsons a făcut-o. Cumva așa e și la noi, inclusiv reclame. Facem uneori reclame, sunt de, uite, oh, tu nu ai făcut sketch-ul ăsta acum 2012, dracu'. Și dacă te uiți în istorie, probabil la voi prima oară. Stii? Când am făcut, am lucrat la Serviciul Român de Comedie vreo trei ani cu Tony Grecu, de la care am învățat foarte multe, și scosese noi școala vieții, care o face toți băieții și făcea mișto Și era, toată lumea ne lăuda, era genială, făcută pe brânci, poate Și tot voiam să și Tony era, aha. Uh Dar -huh. uite, domnul Tony, uite comentariile. Foarte frumos. Și am zis, bă, tu dar nu i corect, bă, tu ce dracu? Nu, stau aici, ce scriu toată ziua, tu îmi povestești așa, odată fac și eu o chestie bună și wow, și tu nu ești impresionat și a zis, dai să ceva. Și mi-a pus, nu știu cum a găsit pe net, din 1990, la radio, făceați voi liceul de metale grele. Și erau fix glumele cu cocălar de noi, credeam în 2014 că am reinventat Mamă, roata. ce rupem cu asta! Rupem, rupem. Și roata fusese deja inventată de către altcineva. Cine știe cine a făcut -se cu 40 de ani în urmă, știi? E cool ciclicitatea asta, apropo de... Nu, știi ce spune? se întâmplă? Ideile bune vin întotdeauna la un moment dat. Adică găsești o idee excepțională, zici că este formidabilă, dar ea cuiva i-a mai venit, că a făcut-o în forma aia sau în alta. Sau... Noi știi cum făceam? La un moment dat stăteam noi ăia 10 băieți diverte și dacă aveam... Făceam brainstorming. Stăteam în Tataram, se scria și dacă doi aveau aceeași idee, chiar dacă era bună, nu o făceam. Când a venit la doi oameni, ce înseamnă că este prea comună, e prea da, simplu. Da, 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 Înțelegi? Înțeleg asta. Cam asta era așa. Dar, fiind la Happy Fish, mă scuzați, am, am, de, am deviat, eu sunt băiatul cu chestiile fixe. Uh, fiind la Happy Fish, uh, să presupunem că peștișorul ăsta e uh, ăla de aur care ți îndeplinește o dorință. Alex, ce dorință vrei să-ți îndeplinească ție personal acum, în momentul ăsta, happy fish? Bă, o să spun ceva ce am înțeles că poate fi interpretat uh, greșit de către mulți oameni. Să trăiesc pentru totdeauna. Deci, nelimitat ca timp? Ca timp, da. Nu fizic. Poate fi un calculator, ai A, ok. Deci, nu vrei să arăți cu vergeturi și cu de-alea așa. Nu contează doar să îmi place foarte mult istoria. Și ai vrea să vezi ce se mai întâmplă A, în continuare. Nu să zic să călătoresc în timp. Uite, căcat! Puteam să văd și trecutul. Poți să-mi schimbă... No. Da, Că, da. <laughs> ce slabă, vă... I-a venit ideea bună la final. E doar jumătate de timp, da? Ai da, exact. Ce... Și ce-ai văzut în urmă deloc. Mereu am avut mașina asta pentru istorie și am niște chestii, cum ar fost trăiesc în anii 20, în anii 30, în anumite orașe. Bă, Davidul, e atât de lung. Este. Și se vor întâmpla atât de multe chestii. Și, știi că și te că nu o să vezi că ce o să, să se... nu da, să na. vezi cum de... Chestia asta care astăzi mare, pare mare, cât de minus, minuscul o să fie în 100 de ani, știi? Ce o să muncăm? Ce o să... Ce o o să mai de... fim? Cum, cum? O să mai fim? 100 de ani, cred că, da, după aia, nu știu. Și plus, ce mă sunt că suntem fix generațiile alea, știi, ghinioniste, gen ca primii, ultimii care au murit de malarie cu o zi de să inventeze vaccinul, nu simt că noi suntem generațiile astea care imediat după noi o să paterizeze patru vraste de extraterestri pe pământ o să zic că de acum încolo oceanul îi bere toată lumea trăiește, are pula de 10 metri aur la toți și o să fie nepoții noștri, mamă ce-a ratat o tataia pe asta aici, o să săptămână, dacă nu fuma la 30 de ani vindea și tataia ia să nu mai fumezi da, da, da. Alex, lasă dracului țigările la alea fratele da, meu așa o văd o ai, uh, ai văzut uh, Inside Actor Studio? Te uitai pe... Da, da, da. Te, bun. Uită toate întrebările. <laughs> uită ce ai văzut. Uite ce ai văzut. Amatorie. Dă-i uh, dă uh, dă reset acolo. Uh, e chestionarul de acolo pe care noi l-am preluat și voiam să te întreb care e cuvântul tău preferat? <laughs> Sigur. Sigur. care e cuvântul care îți displace? Uh, e o propoziție. Adică nu se poate. Nu se poate. Da. Deci nu, nu se poate. Nu, poate avea multe. Poate ești de bine, nu. Poate să însemne nu vreau, poate să însemne nu mi-asum. Dar nu se poate, ipocrizia. Se poate, dar nu vrei sau ți e frică. Dar se poate, nu mă lua de prost. Eh. Ce te excită, ce te incită din orice punct de vedere, alegi tu. <sus> e 2022, bra. Deci o să trecem peste ce mă excită. <laughs> uh, independența sexuală mă excită la toată lumea. Uh, când eram mai mic, uh, aveam un moment în care nu știam încotro să iau. Uh, Career-wise și o cântăreață uh, mi-a o chestie foarte interesantă. A zis, bă, dar ce te excită pe tine? La... Ce-ți place la jobul ăsta? Că domeniul ăsta știi, te, te face cu capul, scrisul, montatul, jucatul, tot. Și mi-am dat seama cel mai mult mă excită de simt ca și cum aș fi luat droguri când tocmai am scris o idee bună. Nu scenariu. A, eu... Prima propoziție. Când am creat o idee care n-a mai fost creată și știu că spune ceva, eu am un orgasm în creier, efectiv. Și am așa, 30 minute, am o adrezone, după care sunt... A, bă, gammea, și cu antresul de... să Cum dracu scriu? Da, cum? Dar e o sărătorie naturală acea primă idee. Știi? Nu pot să o descriu Și cuvinte. știi, adică tu și știi că e, e bună. Știi? Adică îți dai seama clar. După nu După aia începi E o, bună, nu e știi? bună. Dar nu. când ai văzut-o prima oară, ești, simți așa pe la găină și ești tot în pula mea Ce am creat, popoiatule. Te ridici de la calculator, stai și hiperventilezi un pic, îți faci planul și după care, mă rog, ce să revii cu picioare pe pământ, vezi ce se poate face, nu mai e fan neapărat de acolo. De eu am și chestia asta, observase o, o amică, a zis, tu ești singurul om care când ai ieșit clipul pe ne, nu se mai uită la el. Toată lumea aplaudă, a, și chiar nu te uiți? Nu mai, nu mai există. Nu pot. Dar o știi, pe, o știi și înainte și înapoi. Am văzut tot, tot ce e sub machiajul ăla, am trecut până toate vergeturile. Am stat, știu cum e, cusut cu oața albă, cadavru. Nu mai pot să văd la final, zic lumea ce frumos arată când eu știu cât am suferit acolo, știi? Păi și nu te uiți nici măcar la o dată la produsul finit? O dată la câteva luni mă uit să văd comentariile, poate și place unor, mm -hmm. că a trecut durerea, dar nu pot, nu pot. Okay. Și am înțeles că este destul de des întâlnită în domeniu, știi? Pentru că eu știu ce putea fi, știu cât putea să ducă în jos și am salvat-o până aici. Omul se bucură de asta. Dar tu știi dar ce, ai știu vrut. ce, a fost aici jos? Și știi și, și, și unde... Și nu poți, te doare, îți aduce aminte doar părțile neplăcute, știi? Ce am învățat, în schimb, a fost să-mi fac foarte puține așteptări. Da, eu am o chestie, mi-e frică să fiu superficial și mi-e frică că oricând pot deveni superficial dacă mă deconcentrez. Dar dacă n-am timp, de exemplu, să de un proiect, deci nu am timp, am șase zile, azi aflu în șase zile trebuie să fie sus, atât de mult nu am timp să-mi fac așteptări încât îmi place orice reși, mă uit de N-am avut trei săptămâni să-mi pun toate speranțele în el ca să fiu după aia, fac, a ieșit jumate din ce voiam. Uh -huh. A trecut prea repede. Și chiar am un proiect cu tine în iarnă, am pățit asta. A fost o filmare de trei zile, eu am făcut cu trei zile înainte, a șapte zile, deci am montat și sus. One of the best projects Și mi-am dat seama că de asta. N-am avut timp să planific, să-mi da. toate permutările și cum ar fi să și la scenă și la costume și dacă am făcut din ce s-a putut pe loc, super mândru, super uh, fericit. Dacă îmi dai două luni să, din nou, că mintea e ca la programator, e dezde e de tot idealul... Dar întotdeauna se întâmplă așa, pentru că tu tot vrei să să faci ceva mult mai bun, să-l, uh, nu, aici, am, bă, aici, Trebuie cu totul da. altfel, aici, asta că trebuie... Ar trebuie putea fi altfel. Și atunci se strică că pă, vorba ta, ideea inițială e beton. Că trebuie să o lucrezi. De, apropo de, nu sunt să nu știu, vorbim de muzică, mi-a apucat foarte mult Guns N' Roses, mă rog, și povestea lor și ca muzică. Și Axel Rose, în, în vârful gloriei, și-a făcut singur film. A stat 15 ani să creeze un album perfect până a scos un nimic. Ei erau pe val 93-94, s-a apucat în culmea gloriei. A zis, pot să fiu mai bun de atât. În demența lui și-a stricat și formația, și-a stricat și cariera, s-a și stricat și corpul, și-a ieșit și un căcat. Știi? Trying to achieve too much. Și am uneori frica asta, dar cel mai des, și de-aia, uite, mă păcălesc uneori, poate și pe platou mai văzut, am nevoie să-mi închid altcineva rutele. Știi? Uneori nu pot eu să decid care din cei doi copii o mor. Și am nevoie să-mi zică altcineva. Și când te întreb, uite, mă gândeam să facem așa sau așa. Dacă tu mi-ai răspuns, dacă nu te-am văzut că tași 5 secunde, mă și nervez, că e clar că n-ai gândit. Dacă ai tăcut 5 secunde și îmi zici așa, pot și eu să trec mai departe. Uite, a mai fost un creier care a zis, obiectiv, am chestie cu obiectivitatea, că nu se poate părut asta. Nu mai simt eu vinovat că am ales asta. Da, 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 asta. Dai vina, ai pe cine să dai vina. Da. Asta e iarăși o chestie foarte bună. Dar rar fac asta. Știi că mă simt eu responsabil până în ultima clipă să iasă de sunt acolo, că eu o, văd mai bine ca alții. Cu ocazia asta aici. îmi pare rău că un când m-ai întrebat nu am luat cele 5 secunde să știu că chiar m-am gândit Eu <laughs> <laughs> mă gândesc <laughs> mult mai repede. De fapt. Ce îți taie cheful total și așa din, din, prima? Bă, aș reveni la acest... Nu, nu pot zic că nu se poate pentru că la mă ambiționează. Um, am observat că am o chestie, eu am și o fire mai nihilistă așa un pic, uh, nu suport să mă iei de prost. Eu pot să mă jur de morț, de mamă, din călăraș și îți dau tir. Dar când eu vin cu bune intenții la tine și tu mă acuzi de ceva ce n-am făcut sau o interpretez că nu e corect ceea ce spun, ca și cum nu m-am gândit super mult, mi se taie total. Adică mă simt acuzat până nedrept de ceva și cred că asta este, să fiu acuzat până... Dar știi cum? Pic instant! Ba, pula, plec acasă, vă băgați filmarea în cur. Cum adică mi-ai zis asta că i-am furat pepsiu? Adică nu trebuie să fie o chestie mare, știi? Da, și cel mai rău e când îți fac un gest de bunătate și chit că e gratuit din partea mea sau este un... Eu, eu am inițiativa să fiu de treabă și cineva nu răspunde cu chestia știi? Deși e vina mea că am dat gratis ceva prima oară. Dar mă simt super furat, știi? Mm -hmm. te în gură, după ce că viața asta e de căcat, mor copii în fiecare zi, Alex să-ți dau o ciocolată și tu o arunci, puteam să-ți un pumn. <laughs> Știi? Și pentru că întrebările se leagă într-un fel uh, uh, foarte interesant, care este înjurătura ta preferată? A, nu știu dacă vreau să zic asta. Nu mai știu, în 2022 cu... Deci n-ai voie cu sexism, n-ai voie cu rase, dar cu religii. Da, ai voie, frate, că net. Ești da, da, televizor. Eu am văzut ești... De ce se întâmplă? Mi, și dai pe televizor. Privilegiat. Hai, mă, te băgăm pe Patreon direct și gata, îi dar... e contra cost, nu-i problem. Uh, bă... Sau, bine, dacă nu vrei să o zici pe aia... Zio Zio second best, știi? Puh, hai a... să fac pe a patrea. Zio oh, mine. Da. Bă, ce uh... se întâmplă, mă, călărașul ăla, că a făcut curios Băi, eu, -a eu, am stat numai în Livez și pe malul Dunării, și mergeam cu barca în insulă, n-aveam treabă cea mai interesantă și exotică în pe care am auzit-o sub geamul meu în era de la un bețiv care a borât pe el uh, într-o dimineață eram cu un tovarăș și uh, nu mai știu exact, el a fost foarte supărat că din toate locurile în care putea să borască era chiar expo el pe pantalonii lui. s-a uitat și a zis tu te în gură, Iisuse era vina lui Isus. da, 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 e, da. da. Că el -a, -a, nimeni... supărat, a avut un ton de nu pot să le dau. Deci nici că era a doua când Iisus îi face asta, știi? Și zici că mai puțin se dă la Iisus. Și a doilea este ce strigă toți băieții când câștigă la specială. Mâncați și pula ta, Doamne! Asta este cele două de la noi. Și a treia este ceva ce zic de este, Hai de morții mei. Dar asta o zic în loc de salut, adică nu mai e, deja este defect. Dar asta este, da. Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Uh, ok. În afară de bășin, că știi că suntem băieți. Adică nu. <laughs> uh, sunetul. Adică nu muzică, sunet din viața reală. Ce, ce sunet? Ce E un acord de chitară sau poate să fie, nu știu. Uh, îmi place clicul de mouse, foarte mult, mă relaxează, și îmi place scârțuitul de vase după ce le spăl. <laughs> după ce l-am spălat și e Da, Dar e un nou de aici, adică am reparat ceva ce era... De exemplu, nu pot să fac patul, pentru că și că se va strica până seara. Bă, da, să spăl vase și să simt că eu am... Să fii curat, curat. acolo, da, da, Fix cum era la început, adică este... Mă simt eu, zic că am făcut eu duș. Care e zgomotul pe care îl urăști? De doi ani urăsc rândunicile, fute mașiniele că sunt fix în balconul meu fac ce se bat. Dar nu știam de ce ești așa supărat. nu știam că ceva ce are un nume atât de cute, dunici, poate să facă un zgomot de rândul noi. L-am sunat pe rolul dată că este ornitolog, am zis, coaie, se bat. Sunt rându-nici moldovenești, ce dracu fac acolo? Nu că așa face puiul când este abandonat de mamă. Zic, hai de capul meu cu abandon și colar. Și a trebuit să demolești jumătate de balcon doar ca să scap de ele. Ce meserie în afară de a ta în afară de cele pe care le faci sau le-ai făcut până acum, ți-ar plăcea să încerci? Bucătar, clar. Bucătar. Chiar, chiar m-am uitat la un moment dat, dar na, cariera mă țin ocupat mai <gătări> ales bucătăria asiatică și mi-ar plăcea să, să fiu bucătar. Îmi place foarte mult să gătesc. Nu-mi place să mănânc, dar îmi place să gătesc și îmi place foarte mult bucătăria asiatică. Deci ori tradițional românească, ori asiatică. Aș fi un foarte bun nenic care are propriul lui bodegă. Spre aia cred că vreau să mă îndrept în timp așa mai spun o poveste din tinerețe, mai zic că salata de vinete din partea casei, stai că am găsit un știțuică la obor. Mai să-ți o, păi, ține, hai să -ți arăți o, o ce reclamă pe care o făceam în tinerețe? Ține, da. ține, legătura cu el, că asta chiar mă interesează. Asta e, știi că combin și interacțiunea cu oamenii, combin și uh, un job plăcut. Mi-a făcut foarte mult să fac armata, uh, deși închis. No. Mi-ar fi plăcut, no. bineînțeles că n-am prins-o și Nu, nu, nu Ascultă, ascultă, no, un, ascultă no. un boomer Ești, ești greșit complet Nu în România, dacă vrei să faci armata Alege altă țară din start Și atunci poți să faci armată Dacă te interesează Adică da. Adică ce te-ar fi interesat? Stai că aici așa, sniper. Să cur... ha? sniper Păi lasă, lasă ce vezi în filme la asta. Lasă... Ca să ajungi Sniper trebuie o disciplină Disciplina aia pe care trebuie Să o practici este nu merită. Nu merită Atunci nici scuze. să te uiți Tu poți să terorist. Ca da. doar Terorism merge, e ok. Deci asta e terorism, este sniper fără disciplină. Exact. Fără parte Și fără pușcă. <laughs> Și fără pușcă <laughs> cu, cu ceva Și fără asigurare medicală. Absolut. Ce meserie în afară de a ta, în afară de cele pe care le faci, nu ai face sub nicio formă. Păi clar șofer odată. Mi se pare magie. Magie neagră uh, Chirurgie Adică apreciez foarte mult, dar n-aș putea Plus că eu uit, dracu, aș A, asta era ficatul cu A, pula, Aș face ceva, mă defocusez rapid uh, Nu, ce n-aș face niciodată uh, Contabil Că am frică natural de matematică Băieții care curăță canalizări Mad props to them și probabil nimic ce implică zborul. Uh, nu mi-e frică de a, de fapt... Da, ai -e, zburat? Da, zbor, doar mi-e frică de ghinion. Deci eu n-am o problemă cu zborul în sine, eu am o problemă că eu sunt acea statistică de 1%, care fix în ziua aia s-a îmbătat pilotul să nu era atentă și s-a stricat o Și de a aia le minimizez. Știi? <ră> să fii pilot, mi se pare că, doamne, ești tu zilnic, fost la biserică în ziua aia. Trebuie să... Știi? Și pur și responsabilitatea altora, da. Asta nu știu, mai sunt meserii peste care dau și îmi dau să mă că așa, dar sunt de -astea okay. cele mai banale, gen din cauza mirosului sau din cauza ceva foarte nașpa. Orice e pe mare, la fel, mi se pare foarte greu și foarte naș. Dar dacă e ceva ce naș face, că e efectiv bleah, orice implică matematică. Deci contabilitate, nu știu, femeile de la bănci, aș, aș nebuni. Alex Coteț, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile Raiului? Tocmai la mânjura de dori. Uh, ce, ce mai aș dori să-mi spună? Deci din punctul lui de vedere. Da. Ce ți-ar plăcea să-ți spună Dumnezeu dacă există în momentul în care v-ați întâlni la porțile ha, deci Raiului? Ce că o să-mi spună? Că știu ce o să-mi spună. Uh, ce mi-ar plăcea să-mi spună? Păi nu știu, că... Nu, ca, nu asta cred că ar trebui să fie relația cu Dumnezeu. Cum? Nu asta ar trebui să fie relația să spună Dumnezeu ce îți place, la psiholog. La psiholog nu, nu, deci dai bani sau ce vrei. Ce ți-ar plăcea, ție, să-ți spună Dumnezeu. Ce să-ți zică el ție? Ah, ok. Mai ai o zi de trăit. Și apropo, numerele sunt 6-15-21-23-8. Și pune un bilet și pe Barcelona. Și la mine? Dar vezi ce s-a ar fi că și avea o zi, nici nu m-aș bucura de bani. Adică. Păi, nu... anume, este o da. Nu știu. No, no, probabil l-aș întreba ceva de istorie. Chiar zi mă cum ai făcut. Zi mă cum au făcut mui să iau. Am mă zice era de fapt. <laughs> uh, nu prea, nu sunt o persoană religioasă, am citit foarte mult despre toate religiile, despre ce relația au ele cu dezvoltarea economică a fiecărui popor, nu în funcție de religie în parte, și de a. știu că e nevoie de ele, Uh, în fiecare societate fiecare are specificul e și nevoie de un tip de basically fiecare poporare are niște daddy issues și noi în funcție de religie decidem cât de dracu e daddy sau nu da? la unii e mai tolerant la alții mai al dracu și așa mai departe uh, de mi-e greu un pic să răspund la asta Dumnezeu răspuns, meu okay. da, este un ah. alien probabil care îmi zice nu există bă, Colentin, inventat o Colentina am inventat-o noi acolo aterizăm o <laughs> Alex, îți mulțumim mult de tot eu vă foarte mulțumesc, domnilor. Mulțumim foarte mult. A fost, eu m-am simțit extraordinar de mișto. Eu v-am zis, la început părea că ne ducem în altă direcție. Mai părea că urmează să mă întreb ce zădie sunt, cât... Da, 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 mă bucur da. că am intrat și în chestia adânci, ca să spunem așa. Păi dar da, astea, astea ne și interesau. Ne interesau ce părere ai tu despre ceilalți. Ai zis ceva. N-a vrut să dea niciun nume ăsta. Cum a, Cum zis, a, zis. Cu -a zis, Nu știu, se face cu numele? N-a zis oh, nume, n-a zis ei Băiatul știe. Le trecem pe generic la sfârșit. Da. <laughs> ok. E mulțumim, mulțumim. Avem și Patreon și uh, ne ajută și dacă ne mai vizitați acolo din când în când. Like, share, subscribe and all of that. Dar în principal 10 dolari pe Patreon. Exact. Da, da, e foarte bun, foarte yeah. bun. V-am pupat!